Din acest moment, o să încercăm să înregistrăm conferința și apoi, în măsura posibilităților, să o punem pe internet pentru a fi disponibilă și offline. Așa. O să vă prezint și un slide PowerPoint pe care o să-l vedeți pe ecran. O să puteți mări ecranul, așa încât anumite idei, anumite noțiuni să le aveți în față. Nu pentru că aș vrea să fac o lecție foarte academică ca să vă bombardez cu informații, ci pentru a ne fixa niște repere importante, pentru că prea des în discursul nostru teologic vorbim așa în aer, fără repere, bazându-ne prea mult pe memoria noastră, care oricum este destul de slabă și ne dă de gol deseori. De aceea e bine să fixăm niște idei și cred că voi da drumul și la acel slide, așa încât să fie mai clar pentru toată lumea despre ce vorbim. Cred că deja aveți slide-ul în față. Vorbim deci astăzi despre ortodoxia isihastă și omul postmodern. O întâlnire care a fost organizată la sugestia mai multor tineri din Chișinău, cu care mă cunosc mai mult sau mai puțin, printre care și Vechiul meu prieten, și poate mai mult decât prieten, părintele Mihail Costandache, care a și moderat, să spunem, această întâlnire și această conferință, dar care nu s-ar fi putut realiza fără entuziasmul și dorința, propriu-zisă, a tinerilor, care fie că sunt legați de centrul misionar și de instituțiile sociale ale Mitropoliei Moldovei, fie că pur și simplu sunt a unor parohii sau studențe întreagă prin Chișinău, dar care s-au conectat cumva la realitatea duhovnicească a timpului și a locului și iată sunt astăzi alături ca să ne asculte și să ne vadă. Am numit tema Ortodoxiei Sihaste și omul postmodern, vom vedea un pic mai încolo de ce am numit-o anume așa, dar știm cu toții că astăzi suntem în duminica a doua Apostolului Mare, când este pomenit Sfântul Grigorie Palama, un mare ierarh și teolog al bisericii din secolul XIV și practic... Lecția noastră, discuția noastră se va axa pe teologia și învățătura acestui mare părinte, dar pentru a înțelege cât de cât importanța și sensul acesteia, aș vrea să citez din Condacul și Cosul Zilei de astăzi și o să vă rog să fiți atenți inclusiv la detalii pentru că aceste detalii contează foarte mult. Cel puțin sper să observați și să vă convingeți de acest lucru în cele ce urmează. Iată ucenicul Sfântului Grigore Palama, Filotei Cochinos, care a fost în două rânduri și patriarh al Constantinopolului și care i-a scris slujba Sfântului Grigore și a optat și a promovat canonizarea acestuia practic la 9 ani după trecerea la Domnul la Sfântului Grigore Palama, a hotărât să scrie Condacul și Icosul după modelul Condacului și Icosului Bunei Vestiri. Mai mult decât atât, îl vedem aici pe Sfântul Grigorie poziționându-se ca Arhanghelul Gavril, care, așa cum atunci o a venit să-i vestească Fecioarei Maria, o veste nemai așteptată, o taină mare, taina cea din viața ascunsă și de înger neștiută, cum spunem noi, iată tot așa și Sfântul Grigore Palama vine să ne vestească o taină. Vedem că acest condac și icos sunt în glasul al optulea, au ca podobie chiar imnul apărătoare Doamne și urmează într totul structura primului condac și a primului icos din Acatistul Bunevestir, ceea ce, cum spuneam, este destul de emblematic. Spunem noi, sau mai degrabă ar trebui să cântăm, următoarele. Pe tine, organul înțelepciunii cel sfințit și dumnezeiesc, trâmbița cuvântării de Dumnezeu cea strălucită, cu un glas te lăudăm, Grigorie, de Dumnezeu Grăitorule, și ca cel ce stai ca o minte înaintea minții celei de întâi, către dânsul îndreptează mintea noastră, Părinte Grigorie, ca să strigăm ție, bucură-te, al Harului. În continuare, Icosul, care începe exact ca și Icosul din Acatistul Bunei Vestiri, un pic topic aici este diferită, acolo merge într-un acrostih alfabetic, în limba greacă acest cos începe cu litera alfa, angelos protostatis, aici avem un pic altceva. Înger te arătat pe pământ vestind oamenilor cele dumnezeiești ce nu se pot grăi, adică cele ce nu se pot grăi, ca având minte omenească și trup, cu glasuri ca ale celor fără de trupuri, ne-ai făcut pe noi de neam minunat de Dumnezeu Grăitorule, a strigației acestea. Bucură-te cel prin care a fost gonit întunericul, bucură-te cel prin care a venit lumina, bucură-te vestitorule al Dumnezeirii cele nezidite, bucură-te văditorule adevărat al celor zidite și nebune, bucură-te cel ce ai spus că firea lui Dumnezeu este în înălțime neajunsă, bucură-te cel ce ai zis că lucrarea lui este adâncime care nu se poate lesne vedea bucură că slăvirea lui Dumnezeu bine ai vestit-o. bucură că părerile făcătorilor de rele le-ai mustrat. Bucură-te, luminătorule, cel ce ai arătat soarele. Bucură-te, paharule, care dai băutură nemuritoare. bucură prin care strălucește adevărul. Bucură-te prin care s-a întunecat minciuna. Bucură-te, propovăduitorule al harului. Iată, vedem că și condacul și icosul, așa cum este firesc, se încheie cu aceeași frază, cu aceeași laudă, bucură-te propovăduitorule al Harului. Desigur, Grigore Palama nu a fost primul și nici singurul propovăduitor al Harului și practic tot ceea ce vedem noi aici menționat în condac și în icos, sunt învățătura din a bisericii și nici de cum o inovație din secolul XIV, dar într-un anumit context, cerut de situația timpului, acestea au fost formulate și stabilite, anume în timpul și cu contribuția nemijlocită a Sfântului Grigore Palama. Mergând mai departe, aș putea spune că astăzi Biserica se află într-o nouă Duminică a Ortodoxiei. Numim noi Prima Duminică postului Mare Duminica Ortodoxiei, deși denumirea oficială a ei este triunful Ortodoxiei sau triunful iconodul al Ortodoxiei, dar astfel de duminici nu sunt singulare. Ceea ce am avut noi în Prima Duminică Apostolului Mare de fapt se înscrie în... Într-o tematică mai largă și este suficient să ne amintim de Duminica Sinodului I Ecumenic, care într-o măsură nu mai mică, ci am putea spune chiar mai mare, este și au Duminica Ortodoxiei. Și chiar atunci, la Sinodul întâi Ecumenic, învățătura formulată de sinodali cu contribuția Sfântului Atanasiei cel Mare și a celorlalți, a fost numită ortodoxie. Deci am putea spune că în calendarul bisericesc avem mai multe duminici ale ortodoxiei. Prin asta nu vreau să introduc o noțiune nouă sau să pretind la o reformă a calendarului, ci doar ca să înțelegem că ceea ce avem noi astăzi nu este decât o continuare a ceea ce am avut duminica trecută. Am putea spune că chiar învierea Domnului este Duminica Ortodoxiei prin excelență, dar într-un mod văzut și palpabil, să spunem așa, cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt este prima Duminica Ortodoxiei. Ce însemna pentru cinzecime Ortodoxia? Pentru că în fiecare etapă istorică, Ortodoxia s-a articulat cu o anumită problemă sau uneori a venit ca un răspuns la o anumită erezie. Pentru primele secole și chiar pentru Duminica Cinzecimii, pentru această perioadă apostolică, a fi ortodox înseamnă a-L recunoaște pe Iisus ca fiind Hristos, ca fiind Mesia, ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru epoca sinodului întâi ecumenic, a fi ortodox însemna, bineînțeles, a mărturisi de o ființimea Fiului cu Tatăl și a Duhului Sfânt împreună cu Tatăl și cu Fiul, inclusiv acele particularități și caracteristici ale fiecărui ipostas, așa cum ele au fost mai clar formulate de părinții capadocieni. Apoi, în secolul al V-lea, când s-au ținut sinoadele 3 și mai ales sinodul 4, ecumenic de la Calcedon, care iarăși nu este ținut la întâmplare, ci care are rezervată o duminică aparte în luna iulie și aceea este o duminică Ortodoxiei. Și practic am putea spune că niciodată până atunci cuvântul ortodox și noțiunea de ortodoxie nu a fost atât de larg și clar întrebuințată cum s-a întrebuințat ea în perioada disputelor cristologice și mai ales la Sinodul Patru Ecumenic. Deci, iată, Hristologia Sinodului Patru Ecumenic, Hristologia Calcedonului, înseamnă, de fapt, Ortodoxia secolului V, și tot ceea ce era în afara acestei mărturisiri de credință era eterodoxie sau cacodoxie. Este important să subliniem acest lucru pentru a ne da seama că biserica, de fapt, totdeauna a mărturisit aceleași lucruri, doar că în anumite contexte istorice a fost nevoit să formuleze ceea ce anterior nu era nevoită să formuleze. Deci și până la Sinodul patru Ecumenic se spunea că cele două firi în persoana Mântuitorului Hristos se unesc în mod deplin și în același timp nu se amestecă, nu se confundă, nu se despart. Dar abia atunci când a venit provocarea momentului, aceste lucruri au fost spuse într-un mod oficial, sinodal, și Biserica a rezervat și o duminică specială în luna iulie pentru a preznui acest triumf de moment al Ortodoxiei. Dar iarăși au venit erezii, au venit tot felul de uh, uh, întâmplări istorice și una dintre cele mai provocatoare și relevante în această perioadă a fost, desigur, apariția islamului, care trebuie pus în legătură foarte strânsă și evidentă cu apariția iconoclasmului. Dar după aceea, iarăși biserica s-a mobilizat, a organizat sinodul 7 ecumenic, apoi și un al doilea sinod iconodul în 843 și acela a fost un alt triumf al ortodoxiei. Vedem că deja ortodoxia se articulează și se manifestă prin cultul icoanelor. Sau așa cum spune recent părintele Ioan Ică Junior, care a și editat două volume cu Canonul Ortodoxiei, în, în care abordează toată problematica de la începutul secolului VIII, cu apariția iconoclasmului, și până în secolul XIV și chiar XV, când se termină această controversă palamită despre care vom vorbi în continuare. Și el pe toate astea le încadrează ca fiind. Diferite fațete ale aceleiași problematici și toate cumva au în centru percepția corectă sau incorectă despre Hristos și relația omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul chiar. Icoana este mărturisirea realității întrupării lui Hristos, care fiind om adevărat poate fi pictat, poate fi contemplat, poate fi văzut și în același timp este mărturisirea sfințeniei și a Harului de care se pot împărtăși inclusiv acele persoane îndumnezeite, începând cu Maica Domnului și apoi cu apostolii și ceilalți sfinți care în jurul capului au pictat acel nimb care este o manifestare a luminii dumnezeiești și a harului de care ei s-au împărtășit. Și iată, vedem că lucrurile nici măcar nu s-au oprit aici, chiar dacă între timp a intervenit și schisma mare între răsărit și apus, și în secolul XIV mai apare o duminică a Ortodoxiei, Duminica Sfântului Grigore Palama. De ce o numim o altă Duminică Ortodoxiei? Pentru că Ortodoxia nu poate fi concepută fără această teologie și această pecete a palamismului, a isihasmului, așa cum a fost el formulat în secolul XIV. Chiar dacă el a existat, fără îndoială, și până atunci. Dar el devine o caracteristică, sau să spunem așa: un o, o nou restart al percepției și al înaintării noastre în viața duhovnicească. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem că contextul istoric în care a trăit și a activat Sfântul Grigore Palama a fost unul cu totul special și uh, la aceasta ne vom referi în cele ce urmează pentru a ne da seama uh, de ce anume atunci uh, a apărut această provocare și această preocupare pentru uh, isihasm, pentru uh, teologia luminii necreate, pentru uh, învățătura despre îndumnezeire și așa mai departe. În felul acesta, trecem la titlul anunțat. Un titlu care, recunosc, că a fost formulat chiar de mine și, într-un fel, m-am bucurat că organizatorii m-au lăsat să uh, formulez eu însumi titlu, pentru că, de multe ori, uh, se formulează un titlu la care eu poate nu mă pot ridica sau care nu reflectă întru totul să spunem realitatea pe care un cercetător a unui subiect o observă după ce a consumat cel puțin o parte din bibliografie și constată că cei care au formulat titlul de fapt n-au înțeles sau nu știu exact cum stau lucrurile și cum ar trebui să formulăm chiar inclusiv un titlu de genul acesta. Și o să încep cu sfârșitul am contextualizat subiectul de astăzi vorbind despre omul postmodern și înțelegem prin asta mai multe lucruri și anume faptul că mentalitatea și modul de viață a omului contemporan diferă foarte, foarte mult de omul din timpul lui Grigori Palama, de omul din timpul lui Vasile cel Mare sau din timpul Mântuitorului și a Apostolilor. Chiar dacă omul în sine rămâne același cu căutările, cu dorurile lui, cu tânjirile lui după Dumnezeu, mai mult sau mai puțin înțelese și trăite și mai ales cu patimile lui și cu. Toate slăbiciunile, și în același timp capacitățile lui de a se orienta spre Dumnezeu. Totuși, vorbim despre un om postmodern, un om care trăiește într-un anumit context care nu depinde doar de el și care îi schimbă foarte mult mentalitatea și modul de gândire și chiar de trăire. Dacă Vorbim despre uh, primul mileniu creștin, chiar, sau uh, mai mult sau mai puțin uh, decât primul mileniu creștin, observăm că societatea era una teocentrică. Chiar dacă acest teocentrism, adică centrarea, vieții și a gândirii pe Dumnezeu nu era totdeauna ortodoxă sau măcar creștină. Chiar și popoarele antice, deși erau foarte des atrase cumva și ispitite de filozofia grecii și a romei antice care tindea spre un antropocentrism, totuși lumea antică era una teocentrică și Cumva Dumnezeu era în capul mesei, Dumnezeu era măsura tuturor lucrurilor și chiar și atunci când oamenii nu înțelegeau multe lucruri, le puneau cumva într-o relație cu oarecare divinitate. Chiar dacă percepția și credința în acea divinitate de foarte multe ori era una greșită și divinitatea era percepută ca fiind fie una polimorfică, adică politeism, fie că este vorba despre un Dumnezeu crunt care abia așteaptă să ne pedepsească sau mai știu ce altceva. Deja spre începutul mileniului 2 observăm că umanitatea și civilizația europeană în special se orientează spre antropocentrism devine la modă umanismul grecii antici atât în răsărit cât și în apus prin la început prin raționalizarea credinței prin intermediul lui Toma de Aquino și altor gânditori apuseni dar mai ales prin această să spunem emancipare față de biserică și față de religie a umaniștilor și a așa numiților iluminiști. Adică apare la orizont o nouă concepție de viață, dacă vreți. Raționalismul, iluminismul, iluminismul, așa numitul secol al luminilor la plural, deci până atunci totul era la singular, Dumnezeu fiind unul, un adevăr Acum devin multe adevăruri, se trece la o formă de pluralism conceptual. Până atunci se vorbea despre dreptatea lui Dumnezeu, după care oamenii au început să caute drepturi la plural. Până atunci se vorbea despre Dumnezeu ca fiind lumină, după care umaniștii și iluminiștii au început să vorbească despre un secol al luminilor la plural, nefiind foarte clar ce înseamnă asta. De ce precizez lucrul acesta? Pentru că lumea ca atare nu s-a oprit aici. Și chiar dacă deja de prin secolul XII, dar mai ales începând cu secolele XIV-XV, asistăm la o emancipare și la o încercare de a pune pe omul pe om în centrul istoriei și a lumii, lucrurile acestea nu s-au oprit aici. Da, îl vedem pe om din nou ca fiind măsura tuturor lucrurilor, cum spunea în Antichitate Protagoras din Abderas, dar Revoluția franceză nu s-a oprit aici, ea și a extins toate ramificațiile sale în gândirea recentă și contemporană a omului, așa încât în prezent vorbim mai degrabă despre un antropoteism. Adică omul nu doar se pune în paralel sau se vrea egal cu Dumnezeu, ci el se pune în locul lui Dumnezeu, vrea să fie Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Niciodată în istoria lumii nu a existat o tendință atât de clar luciferică ca cea din zilele noastre, când omul vrea să controleze și să dirigeze el totul. Adică omul vrea inclusiv să hotărască când, pe cine, cum să nască, vrea băiat, vrea fată, vrea cu ochi albaștri, vrea cu ochi verzi, vrea. Mai știu eu, unul sau doi, băiat, fată, el vrea să hotărască totul. Deci nu se mai lasă loc transcendenței și lui Dumnezeu. Și să știți că astea nu sunt lucruri atât de simple. Ele marchează felul nostru de a gândi și inclusiv relația noastră cu Dumnezeu. Realmente, în zilele noastre, vorbim sau cel puțin ar trebui să înțelegem că avem un alt om. Un alt tip de om, cu altă gândire. De asemenea, omul vrea să hotărască singur genul, chiar și după ce s-a născut sau la anumită etapă a vieții, să-și schimbe genul. El vrea să hotărască când și cum să moară, adoptând legii cu privire la eutanasie și așa mai departe. Omul vrea să hotărască el această armonie a... Mediului și a naturii, așa cum o înțelege el, lucru care vedem că duce la catastrofe ecologice și așa mai departe. Deci, avem un om postmodern, un om care nu uh, mai ține cont de nimic decât de el însuși, de poftele lui nesățioase, și aceasta îl duce la o autodistrugere, pentru că vedem că uh, Dumnezeii veacului acestuia. Nu-i cazul să dăm nume, că numele pe care le știm noi cu siguranță nu sunt toate sau nu sunt cele mai relevante, dar Dumnezeii viacului acestuia vor inclusiv să controleze uh, numărul populației pe pământ și uh, să dicteze regulile cum trebuie să trăim, când să ne închidem, când să ieșim, uh, care sunt libertățile uh, și cum ele trebuie percepute, înțelese și așa mai departe. Cu asta închei. Subiectul omului postmodern pentru a înțelege că și în timpul, sau un pic înainte de Grigore Palama, a avut loc o întorsătură din aceasta a lucrurilor și o schimbare a percepției modului de viață. Și Grigore Palama nu a făcut altceva decât să răspundă unor provocări ale timpului care veneau sau se infiltrase inclusiv în mediul bisericesc. Și astăzi, practic, trăim o epocă diferită deja și de a Sfântului Grigore Palama, și nu e exclus ca, într-un timp apropiat, mai mult sau mai puțin îndepărtat, să ne confruntăm și noi cu o altă provocare și eu cred că deja ne confruntăm, dar nu o înțelegem, nu o putem exact articula ca să ne dăm seama ce. Ar cere biserica sau lumea de la noi, creștinii, în acest viac în care oamenii nu mai sunt cei care au fost și observăm că în ultimii 30 de ani, de exemplu, în comportamentul, în modul de viață a oamenilor, s-au schimbat atâtea lucruri cât în trecut se schimbau pe durata 500 sau chiar 800 sau 1000 de ani. Nu exagerez, dacă cercetăm istoria și mai ales ceea ce școala franceză de istorie și filozofie numește istoria mentalităților, observăm că mentalitatea omului modern și mai ales modul de a se comporta al tinerilor, care nu mai știu ce înseamnă o scrisoare scrisă în plic și trimisă la poștă sau o comunicare fără telefon. Ei nici nu și închipu. Ei cred că din au existat telefoane mobile cu 4G și uite, acum nu este decât să așteptăm o nouă etapă trecând la 5G, dar ei nu știu că au fost și vremuri când la un sat întreg era un singur telefon fix, iar înainte de asta oamenii în general trăiau și au trăit mii și poate Chiar milioane de ani fără astfel de metode de comunicare. E, toate lucrurile acestea ne schimbă, fără să vrem, fără să ne dăm seama. Ele ne schimbă, ne schimbă foarte, foarte mult și de aceea, atunci când vom vorbi despre rugăciune, despre trezvie, despre isihasp, va trebui să ținem seama că vorbim și despre un nou om. În cele ce urmează o să mă refer pe scurt și la prima parte a titlului, Ortodoxia isihastă. Nu am spus isihasmul ortodox, cu siguranță putem vorbi și despre un isihasm budist sau un isihasm islamic, sufist sau mai știu eu, dar nu asta ne interesează pe noi, desigur, practica liniștirii, a reculegerii și așa mai departe, ea există și în alte culturi, în alte religii, în alte practici spirituale și așa mai departe. Eu am vrut însă să spun cu totul altceva: că Ortodoxia ori este isihastă, ori nu este. Și că isihasmul este o caracteristică ontologică a uh, Ortodoxiei, uh, nu doar. Uh, a, 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 și am putea spune că nu doar a, a ortodoxiei, ci a creștinismului și a omului în general Este singurul mod prin care omul poate să-l perceapă pe Dumnezeu, să-l vadă chiar Să stea de vorbă cu el în această a, liniștire și a, curățire de patie De aceea este foarte important să înțelegem ce înseamnă isihia, adică liniștirea, tăcerea iar cuviosul Isihie spune că nu putem vorbi despre Isihie fără trezvie și curățirea de patimi, pentru că Isihie este doar un aspect din toată lucrarea duhovnicească, care cumva ar trebui să fie mai degrabă axată pe trezvie. Oricum, luate toate la un loc, înțelegem că... Ar fi o mare greșeală să privim isihasmul ca o practică monahală, sau strict monahală, din secolul XIV, atunci când a trăit Sfântul Grigore Palama. Când vorbim despre isihasm, vorbim despre o metodă și o cale de mântuire. Mai mult decât atât, spiritualitatea isihastă ne descoperă adevărul biblic neglijat de omul postmodern, și anume faptul că mântuirea, vedeți aici în ultimul rând, este egal cu sfințirea, este egal cu vederea Dumnezeiștei Lumini, este, este egal cu îndumnezeirea. Deseori întâlnim la omul modern, inclusiv în mediul bisericesc, un lucru pe care, care pentru, de exemplu, Simeon, noul teolog, ar însemna o erezie evidentă. Și anume faptul că uh, mulți spun: Eu vreau doar să mă mântuiesc, nu vreau să ajung sfânt. Sau nu neapărat să ajung sfânt. Sau tot felul de lucruri de genul acesta, care vedem că nu țin uh, neapărat de o uh, învățătură foarte, foarte înaltă cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu, sau mai știu eu ce altceva, ci la fundamentul și la scopul vieții noastre. De ce noi trăim, încotro ne orientăm și care este finalitatea? Nu există o mântuire fără sfințire. Bineînțeles, sfințirea omului și sfințenia lui înseamnă deja ceva mai mult. Sau cel puțin așa înțelegem noi și ne, ne închipuim că ar însemna mai mult. Nu poate fi vorba despre o mântuire și sfințire fără vederea Dumnezeiștei Lumini chiar dacă în lumea aceasta o astfel de vedere a Dumnezeiștii Lumini nu este una evidentă cum a fost în cazul celor trei ucenici pe tabor, dar oricum. Și noi, după fiecare împărtășanie, cântăm, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată. Care lumină am văzut? Ce am văzut? Sau dacă, în general, am văzut ceva? Nu putem vorbi despre mântuire fără să înțelegem că aceasta este îndumnezeire, este ceea ce spunea Sfântul Apostol Petru, a fi părtași dumnezeieștii firi. Chiar dacă această expresie, deja în lumina teologiei lui Grigore Palama, trebuie puțin nuanțată. Deci este foarte important să înțelegem că mântuirea înseamnă și sfințire, și vederea dumnezeiștei lumini, și Dumnezeire, și neînțelegerea acestui lucru, de fapt, ne face să pierdem orientarea în viața duhovnicească. Și așteptăm nu știu ce fel de mântuire, dar nu ne orientăm sau nu țintim lucruri prea înalte care cumva nu sunt pentru noi, sunt pentru călugări, sunt pentru pusnici, nu sunt vrednic și așa mai departe. Ori nu este posibil așa ceva. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem că toate aceste realități trebuie să înceapă în mod obligatoriu din lumea aceasta și ele se desăvârșesc în lumea cealaltă. Chiar Sfântul Grigore Palama, a fost provocat de o astfel de idee pe care unii raționaliști occidentali o promovau, mai ales că la un moment dat, pe la anul 1336, chiar pe 29 ianuarie, Vaticanul a proclamat prin Constituția Dogmatică Benedictus Dei o doctrină de origine augustiniană, care spunea că vizio beatifica, adică vederea aceea fericitoare, o pot vedea sufletele după moarte în mod nemijlocit, față către față, văzând însăși ființa necreată a lui Dumnezeu. În schimb, aici, pe Pământ, omul, indiferent cât de curat și drept ar fi, nu poate să vadă absolut nimic. În schimb, în lumea cealaltă, dintr-o dată le va vedea pe toate și va vedea însăși ființa dumnezeiască. Deci, vedem că chiar în timpul vieții Sfântului Grigore Palama, inclusiv unii teologi din răsărit care aveau contacte cu Occidentul, mai ales prin intermediul mănăstirilor grecești din sudul Italiei, unde erau refugiați foarte, foarte mulți monahi ortodoxi din ceea ce se numește Levant, adică Liban, Siria, Palestina și chiar Egipt, acea coastă a Mării Mediterane cucerită de musulmani, de unde monahii se refugia să fie în Asia Mică, în Bitinia și apoi în Constantinopol și Munteleatos, fie în sudul Italiei, unde erau zeci de mănăstiri cu monahii ortodoxi dar care erau foarte aproape de Roma și luau contactul acelei teologii apusene destul de raționalizate. E, apărea întrebarea, este posibil să-L cunoști pe Dumnezeu, să intre în relație cu El încă din lumea aceasta sau toate acestea țin doar de o lume viitoare în care noi nu știm exact ce se va întâmpla. Practic este o formă de a penetra, să spunem, de a străbate prin doctrina deistă care s-a cristalizat în Occident încă din timpul lui Augustin și anume faptul că Dumnezeu este undeva departe, este acea esență pură, intangibilă și de necunoscut, iar omul este mult prea păcătos ca să poată să îl cunoască pe Dumnezeu. În schimb, în lumea cealaltă, toate dintr-o dată se vor dezvălui. În Biserica Ortodoxă, totdeauna a fost o altă viziune, una dinamică și cumva, cum o numea Grigore de Nisa, una epectatică, adică de creștere de ceea ce spunea Psalmistul David, merge vom din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul în sigur. adică o creștere în vederea și trăirea lui Dumnezeu încă din lumea aceasta, care nu va avea sfârșit, ea se va, va, fi o înaintare veșnică inclusiv în lumea cealaltă. Deci, în acest context, și sper că nu v-am obosit foarte mult cu acest context, vorbim despre palamism, despre Sfântul Grigore Palamar, Hie, episcopul Tesalonicului, care a avut o viață lungă după măsura timpurilor acelea, 63 de ani, dar scurtă pentru timpurile noastre când omul vrea să trăiască 90 și mai mult, caută toate modalitățile de a scăpa de orice boală și suferință și a-și prelungi viața de aici. Iată, în acest context vorbim noi despre Grigorie Palama, despre palamism, despre Isihasp. Și acum mergem mai departe, Trecând cumva la sau intrând mai serios în subiect, și să înțelegem că isihasmul are și un fundament biblic. Așa cum vom vedea, isihasmul și isihia nu înseamnă nelucrare, letargie, lenevie, ci din contră, o lucrare, o luptă, o atenție continuă și o lucrare a trezviei și acest lucru îl descoperim încă din primele pagini ale Sfintei Scripturi, când Adam, unde Adam era chemat să lucreze grădina Raiului, se întâlnea în răcoarea serii și vorbea cu Dumnezeu în liniște, nimic nu îl sustrăgea, nimic nu îl deranja. Din această discuție, din această convorbire cu Dumnezeu, și așa cum ne spune Sfântul Isaac Sirul, această tăcere, această liniștire nu este altceva decât taina viacului viitor. Adică ceea ce se întâmpla în rai, în timpul lui Adam, chiar și aceea era doar o prefigurare a unei taine și a unei liniști mult mai profunde care, pe care să dea Dumnezeu să o trăim în viacul viitor și cu care trebuie să ne obișnuim încă de aici pentru că omul agitat, care permanent uh, vrea să audă un zgomot de fundal, cel puțin că el altfel nu poate nici șeti, nu poate dormi, nu poate să facă nimic și observăm că asta este tendința omului postmodern. Uh, nici o clipă, nici atunci când învață, nici atunci când este la cumpărături, nici atunci când merge în mașină, nici atunci când chiar vrea să doarmă sau imediat cum se scoală, tot timpul trebuie să existe un zgomot de fundal fie că e televizor, muzică, radio, internet, notificări, mai știu eu ce altceva, care fură mintea omului și care tocmai îl abat de la această pregătire pentru taina veacului viitor, pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, unde nu va fi niciun fel de zgomot de fundal. Și acum, Haideți pe scurt așa să vorbim despre fundamentele biblice ale Isihasmului ca să înțelegem o dată în plus că Grigore Palama nu a căzut din pod, nu a inventat nimic, el nu a făcut decât să articuleze, să formuleze și nici măcar nu el singur, ci a fost mai degrabă o portavoce a monahilor din muntele Atos și a spiritualității din timpul lui. Deci, cum vedeți și pe ecran avem un prim text facere capitolul 3 versetele 8 unde chiar dacă nu se folosește la modul direct cuvântul liniște și așa mai departe, dar se sugerează îsiia raiului tulburată de greșeala lui Adam. De fapt Dumnezeu intervine și această intervenție era un lucru firesc. Ca Dumnezeu să vină, să-l întrebe pe Adam ce face, Adame, unde ești? Dar, pentru că Adam căzuse, se îndepărtase de Dumnezeu, dintr-o dată această chemare, această intervenție absolut firească a lui Dumnezeu în viața lui Adam, a început să-l deranjeze, chiar să-l sperie. Pentru că era tulburat liniștea lui interioară. Deja nu mai exista un echilibru duhovnicesc în viața lui Adam și. Chiar și uh, acea venire pașnică, liniștită a lui Dumnezeu în întâmpinarea lui Adam, vedem că pe el îl tulbură, îl deranjează. Și acest lucru se întâmplă foarte des. Când omul uh, se arată deranjat de ceea ce este pașnic, liniștit, pentru că este, am putea spune așa, o neconcordanță de duhuri. Uh, duhurile. Dacă sunt totalmente diferite, chiar dacă cel pașnic face primul pas și nu are absolut nicio intenție meschină față de celălalt, celălalt oricum se arată deranjat, pentru că simte o diferență de duh. El ar prefera mai degrabă să fie abordat într-un într mod foarte gălăgios, foarte abuziv și cumva scandalos chiar, pentru că acesta este Duhul lui și numai reglând frecvențele duhovnicești sau decăzute ale unui așa altuia, ei se pot înțelege, ca și la radio, trebuie să găsești frecvența, să o reglezi, poți auzi sunetul clar numai când ai reglat aparatul tău pe frecvența după care emite stația la care vrei tu să te conectezi. Exact așa și aici, deci Adam își dereglase stația, Radioul lui nu mai funcționa și auzea acel haos, acea gălăgie, deci vocea curată, liniștită a lui Dumnezeu. Pentru el era un haos, era o gălăgie, un lucru deranjant, tulburător, ca și cum Dumnezeu ar fi venit să-i facă un rău. Și dintr-o dată începe să se îndreptățească, să se revolte, să se ascunde, să-și uh, uh, confecționeze haine și, să, într-un fel nu se mai simțea liber și uh, uh, bine în brațele lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. Este foarte important acest aspect pentru că el contează în contextul acesta al isihiei. Mai departe vedem că uh, proroci ca Moise, numit văzătorul de Dumnezeu, uh, nu a primit tablele legii și nu a vorbit cu Dumnezeu în haosul acela în care evreii țipau și vroiau cărnurile Egiptului și permanente erau cârtitori ce a trebuit să postească, să se distanțeze, să urce în munte și abia după 40 de zile de liniștire, de isihie, a văzut umbra lui Dumnezeu, spatele. Nici atunci măcar n-a văzut fața, dar a vorbit cu el foarte frumos explică acest lucru Sfântul Grigore de Nisa în lucrarea sa despre viața lui Moise, pe care o vom evoca și un pic mai târziu. Deci Dumnezeu intervine într un mod firesc, dar în liniște și observăm aceasta și în cazul lui Ilie care a auzit tunet, a auzit trăsnet și vânt puternic și așa mai departe, dar nu în acele era prezența lui Dumnezeu, ci în acea adiere lină de vânt care a venit la sfârșit. Deci observăm și aici o trimitere foarte clară la Isihasm. De asemenea, David și alți profeți, psaltirea este plină de referințe și trimitere la Isihasm, inclusiv la această cunoaștere a lui Dumnezeu, ne amintim de textul pe care l-am spus și mai devreme, merge vom din putere în putere, sau textul citat și în doxologie, într-o lumina ta vom vedea lumină, este o anticipare profetică extraordinară a teologiei lui Grigore Palama. Și asta cu sute de ani înainte de Hristos. Când lumina despre care vorbește evanghelistul Ioan în prologul Evangheliei sale, încă nu făcu fusese cunoscută. Dar David, într-o lumina ta vom vedea lumină, a spus lucrul acesta și în Psalm. Și la fel și alți proroci uh, au cunoscut prezența lui Dumnezeu și au stat de vorbă cu Dumnezeu în liniștire. Uh, am putea spune că chipul uh, sau uh, icoana Isihasmului, prin excelență, este Maica Domnului. Nu întâmplător, cele mai frumoase omilii cu privire la nașterea Maicii Domnului, mai ales la intrarea în biserică, întâmpinarea Domnului, unde iarăși Maica Domnului este ca un personaj deloc secundar, buna vestire și adormirea Maicii Domnului, toate cele mai frumoase omilii cu ocazia acestor sărbători au fost scrise chiar de părinții sihaști într-o primă instanță Maxim Mărturisitoru și Ioan Damaschin, dar mai ales după aceea Grigore Palama și prietenul său Nicolae Cabasila. Maica Domnului, cea care de asemenea în tăcere, în liniște, s-a pregătit în templu de la vârsta de trei ani până la adolescență sau pubertate, nu a făcut altceva decât să facă experiența profund a isihasmului, pe care a continuat-o și după aceea când îngerul i s-a arătat, i-a vestit că Dumnezeu a ales-o și o vede ca fiind binecuvântată între femei și cunoașteți toate, implica toate implicațiile teologice ale bunei vestiri, ale întrupării Domnului, dar care nu ar fi fost posibile, posibile fără această liniștire, fără această retragere și trăire în trezvie a Maicii Domnului. De aceea, mai ales monahii aghioriți, o iubesc foarte mult pe Maica Domnului, cântă imne și acest lucru s-a dezvoltat mai ales în perioada Isihasmului de secol 13-14 în muntele Athos, când monahii vorbeau despre rugăciune, despre vederea luminii, despre trezvie și așa mai departe, și în paralel aveau această devoțiune, această cinstire, prea cinstire a Mai Domnului ca fiind icoana isihasmului și a, a vederii și a trăirii în taină a relației cu Dumnezeu. De asemenea și Ioan Botezătorul vedem că s-a învrednicit să îl recunoască pe Mielul lui Dumnezeu și să arate spre el să-l boteze chiar după o perioadă de nevoință și retragere în pustie în isihie unde trăia viața anahoretică și numai așa a putut să îl recunoască pe Hristos pentru că mulți l-au văzut, dar puțini l-au cunoscut desigur a fost și o revelație dumnezeiască dar trebuia și o pregătire a vasului. Deci niciodată lucrurile acestea nu merg să spunem unul rupt de celălalt. Este nevoie de relația și de, de revelația și descoperirea dumnezeiască, dar este nevoie și de pregătirea vasului în care această revelație să se cristalizeze și să se limpezească și să poată fi articulată în limbaj omenesc și transmisă mai departe oamenilor incapabil de o astfel de revelație. De asemenea, în epoca apostolică îl vedem și pe apostolul Petru ca fiind un isihast desăvârșit, mai ales după cinzecime, când chiar și în timpul vieții îl însoțea deseori pe Mântuitorul și pe tabor și în grădina Ghețimane, acolo unde Isus care este să spunem, centrul acestei teologii sihaste și care deseori el însuși se retrăgea pentru a se ruga în liniște Tatălui, deși fiind Dumnezeu am putea spune sau am putea interpreta într-un anume fel că nu avea nevoie de așa ceva, totuși vedem că Hristos se retrage și în acele 40 de zile în pustie, dar și cu alte ocazii pentru a se ruga Petru l-a însuțit, la fel și Ioan Teologul și Iacov, dar vedem că și după aceea Petru se ruga în ceasul al șaselea, de exemplu, al zilei, pe acoperișul casei, atunci când Dumnezeu i-a făcut o descoperire cu privire la primirea păgânilor și așa mai departe. De asemenea, îl vedem pe Petru vorbind despre participarea noastră la dumnezeiasca fire, în epistola sa a doua, sau în prima epistolă, la capitolul 3, versetul 4, când Petru vorbește despre omul cel tainic al inimii. Este un lucru extraordinar și mulți părinți contemporani atrag atenție deosebită la această expresie, omul cel tainic al inimii. Astea nu sunt chestiuni așa metaforice, poetice, pur și simplu, ci sunt rezultatul unei trăiri pe care, cu siguranță, acest apostol Petru și apoi Pavel, care de asemenea îl vedem în postura unui mare isihast, după botez trei ani se retrage în Arabia, nu știm nimic despre acea trăire în liniște și câte descoperire a avut, doar mai spre sfârșitul vieții în Epistola a doua către Corinteni spune că a fost chiar răpit până la al treilea cer, a auzit cuvinte pe care nu se cuvine omului a le spune, nu știe dacă era în trup sau în afară de trup, de asemenea vorbește despre această înnoire a minții, despre mintea lui Hristos, despre bărbatul de și așa mai departe în epistolele sale, ceea ce arată o trăire isihastă deosebită. Ne mai vorbim de Ioan Teologul, ucenicul iubit și cel prin care s-au descoperit profunzimile și în același timp înălțimile teologiei atât în Evanghelie cât și în epistolele sale și mai ales în Apocalipsă, acolo unde el vede acea descoperire dumnezeiască. Mergând mai departe, și sper că nu vă plictisesc deloc, ci din contra vă arăt fundamentele vechi ale isihasmului, aș vrea să vorbesc și despre, așa în galop, să trec prin istoria bisericii prin trei faze, așa cum eu le-am formulat, reieșind din bibliografia pe care am reușit să o parcurg și mai înainte și în ultimele zile, pregătindu-mă pentru această întâlnire, am distins trei faze și fiecare fază având câte trei etape. <laughs> Cumva m-am înscris în ierarhia lui Dioniseu Pagitul cu trei câte trei cu nouă cete, aici avem nouă etape, câte trei etape în fiecare fază istorică, unde putem spune că s-a conturat, s-a concretizat învățătura bisericii despre importanța și indisponibilitatea acestei trăirii sihaste fără de care, cum spuneam, ortodoxia nu este ortodoxie și creștinismul nu este creștinism. Acest lucru vă rog să-l rețineți și, eventual, vom avea întrebări și poate chiar dezbateri pe această temă: că nu poate să existe o ortodoxie decât ishastă. Asta nu înseamnă neapărat o ortodoxie monahală, dar, totuși, contează și acest aspect și vom vorbi despre asta la concluzii. Deci, putem spune că și în secolele 2-3, când biserica era persecutată, mucenicii și acel creștinism clandestin de prin case, de prin catacombe, era cu siguranță un creștinism isihast. Nici nu putea fi atunci altfel. Un creștinism în care nu se pune accent pe activism, pe felul în care noi arătăm sau uh, uh, vrem să părem cumva în fața lumii, din contra, chiar ei nu vreau să pară deloc în fața lumii și dacă era posibil lumea nici să nu știe că ei există, uh, pentru ei conta anume acel om tainic al inimii, acea relație personală și în același timp comunitară cu Dumnezeu. Nu felul în care lumea îi vede și îi percepe ca fiind ei biserică, triunfalistă, care face nu știu ce lucrări misionare, sociale sau mai știu, tot felul de activisme din acestea, la modă, inclusiv și la noi, cel puțin declarativ, după modelul occidental. Vă rog, microfoanele să le închideți. Le mai închid și eu, dar. Deci putem spune că Isihasmul nu a fost absent în secolele 2-3, dar mai ales în secolele 4-5, atunci când apar primele așezamente monahale, începând cu Antonie cel Mare, Pahomie și așa mai departe, Isihasmul devine un mod de viață a celor care încercau să-și ia în serios botezul. Întrucât început să se convertească mase întregi de oameni, mulți dintre ei neînțelegând ce înseamnă să te lepezi de satana și să te unești cu Hristos, mulți acceptau creștinismul pentru că asta este credința împăratului și a senatorilor și a guvernatorilor locali și atunci dacă ei sunt așa, să fiu și eu că asta mă mai scutește de impozite sau îmi dă anumite privilegii, dar cei care vedeau că uh, creștinismul în cetate suferă de un laxism și o abandonare a principiilor și a rigorilor duhovnicești, au ales uh, să se retragă, să trăiască fie la marginea satelor, la marginea uh, cetăților, fie chiar uh, în pustie. Uh, am evocat aici diferite nume și o să vă rog să fiți atenți că numele astea nu sunt toate și nu sunt neapărat cele mai cunoscute, în schimb, sunt cele mai relevante în ceea ce privește formularea și cristalizarea acestei învățături sihaste în viața Bisericii. De exemplu, macarie și ucenicul său evagrie sunt cei care pun fundamentele filocaliei. Evagrie este într-un anume fel cel care a creat terminologia filocalică, cristalizându-o și cumva împrumutând diferite concepte platonice, mai puțin aristotelice și de alt gen, dar pe care le-a pus în acord cu revelația creștină, el fiind în același timp și ucenic al lui Vasile cel Mare și mai ales al lui Grigore, teologul, dar ajungând apoi monah în Egipt și ucenicind pe lângă Macarie. Este foarte important să înțelegem că Macarie și Evagrie, chiar dacă soarta lor mai târziu a suferit, mai ales cea a lui Evagrie, la senodul 5 Ecumenic, oricum ei sunt la temelia acestei culturi și acestor învățături, acestor tratate numite pe atunci gnostice, deci Evagrie își numește tratatul gnostic, nu în sensul că ar urma gnosticismul păgân sau semicreștin al acelor secte și erezii ale timpului, ci pentru că punea un accent deosebit pe gnosis ca cunoașterea lui Dumnezeu. Deci creștinul, și mai ales monahul, în concepția lui Macare și mai ales a lui Evagri, era gnosticul. Eu mă bucur că și corul lui Sergiu se numește Gnosis, pentru că gnoza și gnosticii erau, de fapt, creștini adevărați. Acest cuvânt a devenit peorativ și uneori cu referire la tot felul de secte care considerau că au o cunoaștere specială, tainică, pe care nu o au oamenii de rând. Și astfel, gnosticismul Deseori este perceput ca o erezie, dar în sine, cunoașterea lui Dumnezeu, teognosia și gnosticismul, despre care vorbește încă Clement Alexandrinul, sunt principii ale vieții creștine, fără de care nu, poate, nu putem vorbi de o relație cu Dumnezeu, fără un Dumnezeu pe care să-L cunoaștem. Și chiar această cunoaștere înseamnă gnosis, gnoză. Primele sinteze, să spunem mai teologice au fost făcute de mari ierarhi capadocieni. Vasile cel Mare, de exemplu, în contextul controverselor eunomiene, eunomie era un eretic care spunea că putem să cunoaștem totul despre Dumnezeu, inclusiv să-L cunoaștem în ființa Lui. Exact aceeași idee se va relua în timpul lui Grigore Palama peste o mie de ani, ca la Indigo, Hă, și nu întâmplător, Grigore Palama îl citează de câteva ori pe Vasile cel Mare, dar mai ales pe Grigore, teologul și pe Dionisia Iopagitul, care în tratatul său despre numele Divine cristalizează această învățătură despre cunoașterea lucrărilor și a iubirii lui Dumnezeu, dar nu și a ființei sale, a usiei. Vasile cel Mare scrie despre asta în tratatul despre Duhul Sfânt, dar mai ales contra lui Eunomie. De asemenea, Grigore, teologul, vorbește foarte frumos în cele cinci cuvântări teologice și în poemele sale, dar în al șaselea cuvânt teologic, care este de fapt un epilog, arată că ar fi fost mai bine și mai puțin periculos pentru el ca să nu vorbească nimic. Pentru că adevărata apropiere și abordare a învățăturii despre Dumnezeu, a dogmei Sfintei Trăim și așa mai departe, este tăcerea și liniștirea în care însuși Dumnezeu se descoperă, nu noi formulăm cuvinte și încercăm în schemele noastre logice să exprimăm adevărul despre Dumnezeu. Grigore, teologul, tocmai de asta și se numește teolog, el a continuat Ideea și curentul lui Ioan Teologul, lui Ioan Evanghelistul, lucru care a fost după aceea desăvârșit de Simeon, noul teolog, cel care și el la treia al treilea a fost numit teolog, deși a fost o încercare ca și Grigore Palama să fie trecut în calendar ca noul teolog, Grigore noul teolog, dar întrucât. Ortodoxii sunt foarte legați de cifre și le place totul să fie învăluit în simbol. S-a rămas doar la trei, Ioan, Grigore din Nazians, teologul și Simeon, noul teolog, iar Grigore Palama a rămas fără acest supra titlu pe care cu siguranță îl merită și îi aparține. De asemenea, Grigore de Nisa, cum spuneam, care a scris despre viața lui Moise și alte, deci ei tălcuiau scriptura dar tălcuind Scriptura, de fapt, vorbeau despre mântuire și despre felul în care noi îl cunoaștem și putem avansa în relația cu Dumnezeu. Nu întâmplător a ales să scrie despre viața lui Moise și despre acele epectaze, despre acea creștere treptată în cunoașterea lui Dumnezeu. Acestea au fost primele sinteze teologice, secolele 4-5, apoi, un pic mai târziu, o altă etapă, pseudo Dionisia Rupagitul, Maxim Mărturisitorul și Ioan Damaschin, cu o parte, să spunem, un pic mai teoretică, iar în aspect mai practic, bineînțeles, scara lui Ioan Sinaitul și Sfântul Isaac Sirul, care devin și ei unii din, am putea spune, cofondatorii isihasmului și a palamismului de mai târziu. Mergem la o altă fază foarte importantă, în care au avut loc, să spunem așa, cele mai multe perturbări și cu tremure în conștiința și în viața bisericii și care au dus la, la aici trebuie să fie 14, 15, încerc scuze, o a doua fază care are și e trei etape, secolele 90, 11, 13 și 14, 15. Pe de o parte, într-o primă etapă, Mănăstirea Studion, o mănăstire de oraș, dar cu sute de monahi învățați, care au scris majoritatea textelor imnografice. Și ceea ce avem noi astăzi în Triod, Penticostar, Octoih, Mineie, în mare parte sunt contribuția monahilor de la Mănăstirea Studion. Și acele texte sunt uh, o expresie foarte clară. A trăirii relației cu Dumnezeu. Nu sunt un ritualism din acesta vag la care mă voi referi un pic mai târziu, ca să înțelegem că relația noastră cu Dumnezeu a fost transformată sau degradată la nivelul de simplă religie, abia atunci când s-a pierdut Duhul Sihast. Tot atunci apar primele așezăminte monahale, iradieri ale Isihasmului în sudul Italiei și chiar în Balcani și la Chievo pe Cersca. Apoi, într-o altă etapă, secolele 11 XI 13 avem pe deoparte, pe simon noul teolog, și ucenicul său, Nikita Stetatul. Este foarte, foarte important să ne oprim câteva clipe la Sfântul Simeon, noul teolog, care deja în timpul lui spunea și constata că exista o mare erezie a timpului și anume faptul că oamenii considerau imposibilă sfințirea și cunoașterea și apropierea de Dumnezeu. Deci el o numea asta erezie și este erezie pentru că asta îți lipsește, te lipsește de orizont și de fundament. Uh, imnele și catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog sunt foarte grăitoare din acest punct de vedere și ele cumva uh, veneau în contextul uh, și a unor erezii care uh, începuseră să apară în jurul Constantinopolului, pavlicienii care erau un fel de noi mesalinieni. Ce erau mesalienii? Uh, mesalienii erau uh, niște eretici din Orient, în special din Siria, care spuneau că, mai erau numiți și efhiți, adică rugători, care spuneau că rugăciunea este singurul lucru care te poate apropia și unii cu Dumnezeu și în sine acest lucru nu era greșit, doar că ei făceau asta în detrimentul relației cu biserica, cu tainele bisericii, cu ierarhia bisericii și puneau întregul accent doar pe, pe rugăciune. Această erezie mesaliană din secolele 4-5 a reapărut sub forma pavlicienilor și a bogomililor care mult timp, mai ales în Bulgaria, au creat probleme bisericilor și, de fapt, acestea au fost un fel de zeloți, un fel de fanatici care aveau tendința de a exagera anumite detalii din viața duhovnicească. Orice încercare de a pune accent doar pe un anumit detaliu, fie că e vorba doar despre taine, tainele bisericii sau slujbele bisericii, sau citirea Bibliei, sau rugăciunea particulară, sau faptele bune, sau post, sau mai știu eu ce altceva, sau milostenie, sau orice încercare de a absolutiza un detaliu în defavoarea celorlalte, duce până la urmă la erezie și la o falsă cunoaștere și relație cu Dumnezeu. Iată, pavlicienii, bogomilii s-au înscris cumva în acest zelotism și apoi exportându-se spre Occident au creat alte erezii, mai ales în sudul și centrul Franței, dar nu intrăm în astfel de detalii. Tot în secolele 11-13 vorbim despre marii sihaști cum ar fi Atanasie I al Constantinopolului, patriarhul al Constantinopolului, un mare ascet, venit cumva pe fundalul ascezei din Occident al lui Francisc de Asisi, dar totuși, fără să neglijăm sau să diminuăm importanța lui Francisc de Asisi în Occident, care desigur a fost un om harismatic și un curent important și necesar în creștinismul occidental, mai ales acolo unde atât de mult clericalismul, pompa și raționalismul tomist și alte curente din acestea încercau să pună stăpânire pe biserică și iată vine un monah care umblă de sculți cu hainele rupte și își dedică viața sa Slujirii apropiului, rugăciunii și îndepărtării de orice lux și bunăstare. Cu toate acestea, franciscanii au rămas și până astăzi un fel de elită, între ghilimele, a creștinismului apusean, fără să intre serios în mase. Și asta pentru că modul lor de viață nu era articulat cu o teologie și o Expresie a trăirii lui Dumnezeu care ar fi posibilă și cumva accesibilă tuturor creștinilor. În răsărit, chiar dacă monahii au trăit și de multe ori au avut să spunem, etape de retragere foarte foarte adânc, așa și profundă a, a, a vieților. Cu toate acestea, nu s-au desprins și nu s-au văzut, nu s-au considerat elitiști sau nu s-au rupt de pleroma, de unitatea bisericii, ci întotdeauna cumva au rămas în comunitate și în relație cu, în Comuniune și în relație cu, cu biserica și uh, au spus că ei se retrag nu pentru că uh, s-ar considera ei mai speciali ci tocmai pentru că se consideră slabi, se retrag ca, pentru că nu sunt capabili, nu au puterea să-L cunoască pe Dumnezeu uh, în lume. Și atunci iau nevoie de această retragere uh, pentru a se liniști și măcar acolo să l cunoască pe Dumnezeu. Vom reveni și la acest aspect. În orice caz, Atanasia al Constantinopolului și apoi Teolipt al Filadelfiei, care apropo a fost unul din învățătorii lui Grigore Palama, la fel și Grigore Sinaitul, un monah, era venit din Sinai, a fost și el unul dintre sfătuitorii și duhovnicii lui Grigore Palama. Toți aceștia au contribuit la o popularizare a isihasmului. Și în răsărit observăm că nici monahismul nu este atât de rigid, nu avem monahi care, de exemplu, să trăiască în mănăstiri de oraș, dar care, la care să se le se dea împărtășania printre gratii. Și să nu se vadă, să nu comunice, să nu discute unii cu alții, așa cum sunt mănăstiri în Occident până astăzi, inclusiv aici în Portugalia, sunt mănăstiri de maici chiar în Lisabona, în buricul orașului, dar uh, mai cele de acolo, marea majoritate bătrâne, deja tinerii nu mai sunt interesați de astfel de mod de viață, uh, sunt 3-4 bătrânele acolo care stau doar închise, doar în rugăciune și vine din când în când preotul și le dă sfânta împărtășanie printre gratii. Uh, sau alte forme din acestea de monahism, unde uh, ruptura nu era o simplă izolare, ci realmente era o ruptură și un fel de elitism al monahismului occidental în comparație cu restul lumii. Monahismul ortodox a fost unul mai echilibrat, mai așezat și în același timp, nu de puține ori, monahii spuneau că ceea ce facem noi este posibil și pentru voi, chiar dacă la o altă măsură. De aceea, până astăzi, slujbele în parohii și în catedrale urmează tipicul monahal. Și diferența dintre slujbele de la mănăstire și din parohii nu este foarte mare. Sunt anumite nuanțe și ar trebui să fie, poate chiar mai multe decât sunt ele în zilele noastre, dar, în general, mirenii nu au considerat imposibil și cu totul străin de ei imitarea, la măsura lor, a vieții monahale, a rânduielilor monahale de a avea duhovnic, de a se spovedi, de a se împărtăși, de a face pravele de rugăciune și așa mai departe. Este important acest lucru pentru că între răsărit și occident, în această privință, este o mare deosebire. Și o a treia fază, secolele 14-15, Isihasmul Palamit, în frunte cu Grigore Palama și ucenicii săi, și unii nu erau chiar ucenici, erau un fel de prieteni, colegi, Nicolae Cabasila, Isidor, Calis și Filotei, ultimii trei au ajuns și Patriarhia Constantinopolului, dar și opozanții lui, antipalamiții, cei care, cu care Grigorie Palama a polemizat. În primul rând, Varlam de Calabria, dar și Gregoras și Achendin și alții. De fapt, Varlam de Calabria, Grigoras, Achendin, ei toți erau ortodoxi. Varlam, într-adevăr, venea din sudul Italiei, era cumva marcat de teologia puseană și culmea a venit în Constantinopol și scria împotriva lui Filioque, apărând credința ortodoxă. Dar nu atât de mult conta ce scrie, ci conta metoda de teologisire și metoda lui nu era una ortodoxă. Acest lucru foarte repede l-a descoperit Grigore Palama și alți monahi atoniți, mai ales că Varlam, atunci când considera că este înjosit de niște monahi înculți de muntele Atos, chiar a mers în Atos să vadă cum trăiesc ăștia și ce, mă rog, așa mari nevoințe fac. Și a dat și peste unii monahi, într-adevăr, mai simpli, care nu neapărat se înscriau deplin în practica și teologia bisericii și puneau un accent mai mare pe metoda de rugăciune decât pe rugăciunea propriu-zisă. Adică erau prea mult axați și legați de metoda respirației sau a concentrării spre buric, spre centrul acesta al pântecelui sau spre inimă sau mai știu alte tehnici din acestea și lui Varlam, care era un om foarte cult, i s-au părut toate acestea grosiere, nedemne de luat în seamă și chiar s-a exprimat foarte urât vis-a-vis -vis de monahii din Muntele Atos, numindu-i în tot felul. Grigorie Palama, care era născut din, din tată senator în Constantinopol. Și din familie foarte aleasă, și care a avut mari dascăli în Constantinopol, chiar dacă la 17 ani lasă lumea și împreună cu un frate al său merge la Vatopeda, apoi la Marea Lavră, și nu, cu greu își găsește un loc, pentru că nu era simplu acest lucru și începuse turcii tot mai mult să-și facă prezența aproape de Constantinopol, iar în acel timp, atenție, Muntele Atos era. Sub tutelă a regelui sârb Dușan, deci Muntele Atos nu era al grecilor, ci era al sârbilor. Și era un context istoric foarte delicat. Plus că toate acestea veneau după primele tentative unioniste, când Mihail al VIII-lea, paleologul, și cu Ioan Becos și așa mai departe, omorâse. Zeci de monahi din muntele Atos, din cauza că aceia nu vreau să primească uniația și să se supună papei de la Roma, și din cauza aceasta, cumva, eh, Imperiul Bizantin eh, ieșua și era tot mai mult ocupat de turci eh, din sud și răsărit, din nord, de către sârbi, bulgari și unguri și așa mai departe, și eh, eh, cumva. Eh, monahii erau văzuți ca niște șoviniști, ca cei care nu înțeleg că interesul politic de moment era mult mai important și mai urgent, și anume unirea cu Roma, chiar și cu acceptarea lui Filiocfe și așa mai departe, pentru ca armatele occidentale și flota genoveză și venețiană să ajute Constantinopolul să scape de turci. Deci, în acest context, când erau puse pe tapet și miza era nu doar una strict religioasă, Grigore Palama se ocupa doar de viața lui Isihastă. Și atunci când au apărut calomniatori de genul lui Varlam sau Gregora Sakhendin, el a răspuns inițial din numele tuturor monahilor cu acel tom aghioritic, Semnat și aprobat la Sinodul din 1341, la Constantinopol, și apoi cu multe alte lucrări, triade și așa mai departe, umilii cu care a apărat și a formulat învățătura isihastă. După Grigore Palama, în secolul XV, practic, până la căderea propriu-zisă a Constantinopolului, când vorbim despre sfârșitul Imperiului, în care s-au pus bazele acestui sau cel puțin a înflorit viața monahală pe fundamente isihaste, trebuie să-l menționăm pe Simeon al Tesalonicului, care chiar și interpretarea lui foarte simbolistică a liturgiei și a altor slujbe, de fapt este marcat de Duhul Isihast. De asemenea, Marcu Eugenicul, cel care nu a semnat unirea de la Ferrara Florența, era și el un Isihast evident. Și observăm că nu doar teologia uh, exprimată în cuvinte, ci chiar și muzica, pictura bisericească, dreptul canonic, organizarea administrativă a bisericii, toate aveau această pecete a isihasmului, a preocupării pentru cunoașterea și mântuirea lui Dumnezeu și în Dumnezeire. Nu așa o mântuire sau un moralism de acesta. Prin care oamenii, așa cum se spune astăzi în Occident, dar și deseori în răsărit, încercăm sau e important să fim buni, să nu facem păcate mari, să fim buni. Nu. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim doar oameni buni, El vrea ca noi să fim oameni sfinți, să ne îndumnezeim, să ne împărtășim din energiile Lui necreate. Un lucru mult mai important și dacă ne oprim la această parte strict etică, moralistă, de a fi bun, am ieșuat. Și toată organizarea bisericească, dacă nu are ca perspectivă îndumnezeirea, sfințirea omului, ieșuiază. Și practic ceea ce trăim noi astăzi și mai ales în ultimii 10, 30 de ani sau chiar în secolul 20 și începutul secolului 21, este tocmai din cauza acestui moralism umanist bazat pe nominalismul occidental și pe toate aceste curente filozofice străine de Evanghelie. Bineînțeles, Isihasmul nu s-a terminat cu Grigore Palama, el continuă până în zilele noastre și avem o a treia fază, cu alte trei etape, secole 16-17, o altă etapă 18-19 și ultima 20-21. Cu această pagină eu voi încheia partea istorică și vom trece la concluzii. Într-o primă etapă, mai ales odată cu căderea Constantinopolului, Isihasmul nu moare. El se răspândește în Balcani, în țările române, mai ales datorită Sfântului Nicodim de la Tismana, care era și el Aproape contemporan cu Grigore Palama și uh, un isihast, și un ucenic mai degrabă al lui Grigore Sinaitul, care se stabilise uh, în munții Bulgariei, uh, și apoi un pic mai târziu uh, Nifon, patriarhul Constantinopolului, care ajunge în metropolit al țării românești, dar și în Rusia și în alte regiuni practic în secolele 16-17 se întâmplă acea iradiere despre care vorbea Nicolae Iorga ca fiind fenomenul Bizanța pre Bizanț, adică Bizanțul după Bizanț. Bizanțul nu a murit, el doar s-a transfigurat și a schimbat locul și a schimbat un pic etosul, dar el a continuat să existe în tot ceea ce a avut el mai frumos și mai bun în țările române, în Balcan, parțial, pentru că foarte repede și chiar anumite regiuni din Balcani, din Bulgaria și Serbia, fusese ocupate de turci înainte de a fi cucerit Constantinopolul. Adică Constantinopolul, la 1453, era o enclavă, un oraș înconjurat de ziduri și un singur punct așa pe harta vechiului Imperiu Bizantin care încă mai rezista. În rest, totul de jur împrejur, inclusiv Bulgaria și Serbia de astăzi, fusese deja cucerite de turci. Nu a avut loc o islamizare în masă decât în anumite regiuni, în Kosovo, în Albania, dar oricum acest Bizanț, a pre -Bizanț, a fost simțit mai ales în țările române și într-o mare parte în cele trei Rusii, în Rusia mică, Ucraina de astăzi și în Rusia mare, și parțial Rusia albă, Belarus. În secolele 18-19, practic, isihasmul a devenit, să spunem, o, o nouă preocupare pentru monahii de atunci, pentru că, ca să înțelegeți de ce am pus aceste trei faze, fiecare cu câte trei etape, de fiecare dată istoria și viața bisericii a mers pe o sinusoidă, ca un fel de spirală când lucrurile cădeau, iar se ridicau, iar cădeau, iar se ridicau și așa mai departe. Iată și secolele 17, 18 și mai ales 19 au fost și ele o perioadă în care oamenii după o perioadă de decadență și de, de să spunem așa, exasperare, că a căzut imperiul creștin, care a durat o mie de ani, au înțeles că viața nu se termină aici și mai ales relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie condiționată de un împărat care dă bani la biserică și face, organizează sinoade ecumenice și așa mai departe, construiește catedrale și mănăstiri, ci trebuie să investim mai ales în templele nevăzute și nefăcute de mână, și iată că pe fundalul acestei turcocrații, mai ales în muntele Atos, la greci, apare mișcarea filocalică a lui Macarie, al Corintului, Nicodim Aghioritul și Colivazii, care își pun problema adunării tuturor textelor care vorbesc despre rugăciune, isihasp și viața niptică. Iată aici, cumva, în perioada aceasta de sinteză filocalică, nu se mai vorbește atât de mult despre isihasp, cât despre trezvie, despre nipsis despre această viață în trezvie care e văzută ca o fază sau ca o uh, latură, uh, să spunem, uh, mult mai practică și mai concretă a esihasmului. Și Nicodima Gheoritul, împreună cu Macari al Corintului, editează uh, Filocalia în limba greacă, uh, iar în paralel... Uh, Vasile de la Poiana Mărului și mai ales Paisi Velicovski. Se, se preocupă cu adunarea textelor slavone, iar ucenicii lui Paisie cu textele în română și astfel textele filocalice. Adică tot ceea ce s-a scris, în special începând cu secolul IV, cu acele texte și acele nume despre care vom am vorbit anterior, și până în timpul lor, au fost adunate și popularizate. Deci Nicodemaghioritul, Aghioritul, Paisi Velicicovski, în Rusia Teofan Zăvorâtul, au fost oamenii care au înțeles că viața duhovnicească, inclusiv a mirenilor, nu se poate limita la rugăciunea de dimineață de seară, de împărtășirea de patru ori pe an sau nu mai știu eu, și alte obiceiuri din acestea, ce trebuie să fie o viață filocalică, o viață bazată pe luptă duhovnicească și pe idealuri foarte înalte, pe măsuri spre care tindem, chiar dacă cu greu ajungem sau puțin care ajung. De aceea în Rusia a fost posibil și un isihas mai popular prin Serafim de Sarov, Ignate Brencianinov, părinții de la Optina sau manifestarea populară și literară a Scrierilor lui Dostoievski, care, de fapt, se bazau pe spiritualitatea părinților de la Optina și care au făcut accesibil isihasmul într-o formă literară, dar foarte bine gândită și aproape inspirată, prin lucrările lui Dostoievski, care și până astăzi convertesc foarte mulți intelectuali la ortodoxie, chiar dacă lucrările lui Dostoievski nu sunt lucrări teologice, dar sunt marcate, pătrunse de acest duh isihast al părinților de la Optina, care ei la rândul lor sunt, să spunem așa, fii duhovnicești indirecți al lui Paisi Velicicovski. De asemenea, Ioan de Cronștat, preot de mir, care și el a fost de fapt un isihast. În zilele noastre, și cu asta închei, vorbim despre o mișcare neopatristică, despre o înțelegere clară a faptului că acest patrimoniu teologic despre care am vorbit până acum, el trebuie cunoscut și valorificat, el trebuie studiat și trebuie în permanență făcut uh, atractiv pentru oamenii zilelor noastre, pentru că fără asta, oamenii sunt lipsiți de repere, nu au orientare în viața duhovnicească. Și asta ne lipsește cel mai mult și aș spune că mai ales în Moldova lipsesc reperele duhovnicești, inclusiv din cauza că au fost distruse toate mănăstirile în perioada comunistă, iar după 90, când au început a se reface, nu s-au bazat pe o tradiție monahală vie, ci de multe ori s-a improvizat și s-a improvizat pe locuri destul de prost. În această mișcare neopatristică și în isihasmul modern, contemporan, distingem câteva nume pe care poate le cunoașteți, poate nu, dar vă rog să le rețineți sau cel puțin să vă propuneți să le căutați și să vedeți despre ce merge vorba. Vorbim despre un George Florovski, teolog rus din diaspora care a venit cu acea chemare uh, profetică înapoi la părinți, adică nu putem merge pe copiind manualele occidentale uh, scolastice, ci trebuie să ne întoarcem la Simții Părinți, la mentalitatea, la modalitatea uh, lor de a, a aborda teologia. Uh, Dumitru Stăniloae, care apropo, acum uh, uh, 80 de ani în urmă, poate chiar un pic mai mult, uh, da, până în 38, a publicat pentru prima dată în limba română câteva dintre scrierile lui Grigore Palama direct după manuscrisele originale de la Paris, care se află în biblioteca din Paris. De asemenea, John Meindorf, care și el, prin anii 50, scriu o teză de doctorat despre Grigore Palama, dar nu numai despre Grigore Palama, ci și multe alte lucruri importante despre descoperirea și importanța studiului Sfinților Părinți. Un Nicolae Loschi cu teologia mistică sau Justin Popovici și ucenicii lui, dintre care unii încă sunt în viață, alții chiar au murit recent, același Atanasie Ieftici sau Mitropolitul Anfilohie de Muntenegru, care au fost mari și buni cunoscători ai Sfinților Părinți, cu studii la Atena, cu doctorate la Atena, care citeau părinții în original și îi traduceau în limba sârbă, țineau lecții despre ei și care au fost un fel de uh, palamiți ai vremurilor noastre în Serbia. În spațiul românesc uh, contemporan, uh, fără îndoială, trebuie să-l pomenim pe Ioan Iică Junior, care publică foarte uh, mult din scrierile Sfinților Părinți și nu numai că publică ci ne face să înțelegem contextul istoric, scrie niște introduceri extraordinare la Sfinții Părinții, îi traduce într-un limbaj accesibil, modern și în același timp continuă lucrarea lui Dumitru Stăniloae și altor teologi. Părintele Agapie Corbu, care este ieromonah, de asemenea cu doctorat la Atena, dar care trăiește în Isihie, zăvorât și care publică uh, multe scrieri ascetice, îl traduce pe părintele Emilianos din Grecia, uh, acum face o ediție critică a părinților sirieni și în special a lui Saxirus și multe alte chestiuni. Nemai vorbând de edițiile critice și traducile în toate limbile moderne, deci în secolul 20 să nu uităm că au apărut colecții de scrieri patristice, uh, în special în Occident, renumita surs cretien sau uh, Bepes din Grecia sau alte uh, colecții din acestea care au făcut cunoscut uh, patrimoniul patristic fără de care, fiți atenți și repet încă o dată, noi ne bâlbăim și avem o închipuire foarte vagă, copilărească și chiar uh, pe -a locuri eretică despre ceea ce înseamnă creștinismul și relația noastră cu Dumnezeu. Dar nu vorbim doar despre teoreticieni, vorbim și despre sfinții zilor noastre, mari duhovnici și stareți, isihaști, care au descoperit și au trăit, chiar dacă accentele și, să spunem așa, tendințele de abordare a isihasmului și a palamismului au fost un pic diferite pentru că s-a schimbat și contextul istoric. Oricum avem pe un Siloan Atonitul, pe ucenicul său Sofronie Saharov și apoi ucenicii ai lui Sofronie Saharov încă în viață, Zaharia Zaharu și Rafael Noica, pe care vă recomand să-i citiți și să-i studiați. Cei care sunt subliniați aici în partea de jos sunt deja canonizați. Sunt sfinții ai bisericii recunoscuți ca pentru contribuția și operele lor. De asemenea, o mare renaștere a lucrării isihaste în muntele Atos în anii 40-50, prin Geronios Iosif Isihastu, chiar așa a fost numit, Iosif Isihastu, cu ucenicii săi Iosif Vatopedinul, Efrem Katunachiotul și el canonizat, Efrem din Arizona, despre care cu siguranță ați auzit, sau alți părinți care nu neapărat au fost din familia duhovnicească a lui Gheron Iosif Isihastu, dar care au făcut aceeași lucrare cumva în paralel, Paisia Gheoritul și el canonizat, Porfirie Cafsocalivitul, Emilian Simonopetritul și alții. De asemenea și în spațiul românesc, Mișcarea rugului a prins după al doilea război mondial cu foarte mulți duhovnici și părinți și chiar laici români, un Nichifor Crainic sau alții care au fost închiși în pușcărie pentru că practicau rugăciunea lui Isus, nimic pentru altceva. Pentru că practicau și vorbeau despre rugăciunea lui Isus după al doilea război mondial, când din 1947 48 intră comunismul în România, aceștia erau închiși în pușcărie, dar chiar și acolo s-au dezvoltat adevărate școli de isihasm și palamism în închisorile comuniste datorită acelor velicani, acelor corifei ai teologiei care n-au putut să fie închiși și restricționați de tot decât fizic, dar duhovnicești au iradiat și ne-au lăsat comori ale isihasmului până în zilele noastre. Cu acestea eu am încheiat partea istorică și nu-mi rămân decât câteva concluzii pe care încerc să le încadrez în 10 minute și vă rog între timp să pregătiți întrebările și eventual să vă înarmați încă cu puțină răbdare, pentru că nici eu nu m-am așteptat să fie atât de lungă această prezentare, dar desigur vorbim despre un subiect foarte vast, care nu poate fi expus în doar câteva cuvinte. Pe scurt, să facem o sinteză a palamismului, adică a acelei învățături care se leagă strict de personalitatea și opera Sfântului Grigore Palama, așa cum a fost ea oficializată, concretizată la sinoadele din Constantinopol din 1341 și 1351. Așa cum a încercat și acum 60 de ani Părintele Maiendorf, am încercat și eu, cumva continuând sinteza lui, să sintetizez, să formulez aceasta în trei puncte. Și o să vă rog să le rețineți, eventual le fotografiați, vi le copiați sau le veți vedea în înregistrare. Primul punct. Cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este o capacitate ontologică, adică sădită în firea omului și în fiecare om. Manifestată ca dor aprins și tânjire după Dumnezeu la cei care pun în lucrare harul botezului și îl desăvârșesc prin împărtășirea euharistică continuă, prin rugăciune curată, în insihie, asceză, dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele. Deci cunoașterea lui Dumnezeu este o capacitate și uh, o, un dor al fiecărui om. Dar acest dor, această cunoaștere se manifestă mai ales la cei care pun în lucrare harul botezului. Dar, așa cum spunem noi în textele bisericii, binecuvântat este Dumnezeu cel ce luminează pe tot omul ce vine în lume. Acum și pururea și în veci vecilor mine. Deci orice om care vine în lume deja este creat ca să fie orientat spre Dumnezeu și să cunoască această lumină să o, să o întrezărească, lumina divină. Dar mai ales cei care pun în lucrare harul botezului au această capacitate de cunoaștere. Bineînțeles, nu uh, rupt de comuniunea euharistică, de rugăciune, de asceză, de dragoste, fapte bune și așa mai departe. Această cunoaștere nu este una conceptuală și rațională, ci este o trăire și simțire duhovnicească, dincolo de simțirile trupești și de imaginație. Când spunem că cunoașterea lui Dumnezeu nu este una rațională, prin asta vă rog să fiți atenți că la noi este la modă să fie criticat orice uh, încercare rațională sau logică de a, de a te apropia de teologie, uh, se are în vedere că omul nu poate cu rațiunea lui să cuprindă totul despre Dumnezeu, el are nevoie de descoperirea prin har a lui Dumnezeu însuși ca persoană. Deci, asta nu este rezultatul efortului rațional. Dar asta nu înseamnă că negăm sau punem sub preș rațiunea. Noi doar îi recunoaștem limitele. Asta este foarte important. Pentru că raționalizarea și rațiunea nu este în dezacord cu rugăciunea și cu lucrarea duhovnicească. Aud deseori această prostie, la propriu, când unii chipurile, erijându-se sub chipul, sub, sub, masca unei false duhovnicii, ei spun că ei nu sunt raționali, ei nu se folosesc de rațiune. Ori Sfinții Părinți, prin tot ce au scris și au făcut, nu numai că au folosit la maximum rațiunea, ci au și îndumnezeit-o și au lăsat-o să fie lărgită de lucrarea Harului, nebizuindu-se doar pe propria rațiune care, bineînțeles, este limitată. Deci, aici, atenție: să nu punem în opoziție cunoașterea rațională cu lucrarea duhovnicească, ci faptul că una își recunoaște limitele și necesitatea celeilalte. Nu se poate, nu poate înainta de una singură. Deci, asta este un lucru important. Al doilea punct împărtășirea din energiile divine necreate și în Dumnezeirea. Asta este practic o continuare și o concretizare a teologiei capadociene și a teologiei areopagitice. Dumnezeu este inaccesibil în ființa sa, atât în viața de aici cât și în cea viitoare, deoarece este transcendența absolută. Omul este capabil de îndumnezeire numai prin har care este o revărsare a energiilor sale necreate. Aceste energii nu sunt emanații ale ființii divine, așa cum se înțelege în panteism, de exemplu, dar nici străine de Dumnezeu, ci sunt viață dumnezeiască împărtășită făpturilor. Adică sunt acele lucrări și revărsări nu ale ființei dumnezeiești, ci ale dragostei lui, a vieții dumnezeiește a harului său, făpturilor. Și un al treilea punct, vederea luminii. Cei care practică rugăciunea curată pot vedea încă din lumea aceasta lumina dumnezeiască, care este o manifestare a energiilor necreate. Mintea curățită de patim poate progresa continuu în vederea lui Dumnezeu, dar nu a ființii lui, ci a luminii sale necreate, așa cum au avut parte și cei trei ucenici pe tabor la schimbarea la fața Domnului. Deci, atât pe scurt, cele trei puncte palamite care s-au pus în discuție la cele senoade, dar toate aceste trei și altele care conexe, de fapt se încadrau într-un spațiu mult mai larg al vieții duhovnicești, al isihiei, al capacității de îndumnezeire a omului, care este una cu mântuirea și nu este ceva cu totul special. În concluzie, și aș vrea ca aceste concluzii să fie cumva mai practice, trebuie să spunem că isihasmul, cu precizările palamite din secolul XIV și nu numai, sunt o caracteristică a Ortodoxiei și un mod de viață pentru toți creștinii, inclusiv cei din lume, fiecare la măsura sa. Probabil vor fi și întrebări în legătură cu aceasta, nu mă lungesc aici. O altă idee. Cunoașterea și răspândirea literaturii filocalice ajută și contribuie la evitarea extremelor laxiste sau zelotiste, fie că e vorba de una sau de alta, precum și a înșelărilor duhovnicești. Noi, astăzi, trăim o criză monahală, deși la sfârșitul anilor 80 și pe parcursul anilor 90 a fost un adevărat reveriment monahal și. El mai există în unele regiuni, cu anumite particularități. Încă și astăzi sunt mulți tineri care vreau, vor să meargă să devină monahi în Muntele Atos, dar, la modul general, trăim o criză monahală pentru că tineretul de astăzi nu mai este tineretul de acum 30 de ani. Avem un tineret cu altă mentalitate. Avem un om postmodern. Un om căruia este foarte dificil să-i spui că intrând în mănăstire trebuie să lași telefonul, comunicarea, rețelele de socializare și să duci, iată, modul acesta de viață. Criza aceasta monahală, ea, fără îndoială, își arată urmările în viața oamenilor din lume. Atunci când există cel puțin câteva mănăstiri puternice, atunci și mirenii uh, au, uh, să spunem, o orientare și o susținere din umbră a rugăciunii monahale. Și ei, la rândul lor, acești mireni, nasc tineri și copii pe care îi educă și care uh, măcar unul dintr-un neam uh, merge la mănăstire și își dedică viața sa rugăciunii, curăției, uh, trezviei și așa mai departe. Nu e posibilă o viață bisericească puternică, și vorbesc aici în special despre Moldova, și vorbesc în cunoștință de cauză și în același timp cu durere în suflet, știind foarte, foarte bine situația, nu o spun cu judecată, dar pentru că nu avem mănăstiri serioase, cu monași serioși, cu duhovnici, cu o trăire filocalică, cu isihasm, cu palamism și așa mai departe, ce doar niște improvizații așa pseudo-monahale de aceea nu putem să avem nici ierarhi care după tradiția bisericii trebuie să se tragă și ei din monahi ierarhii, episcopii sunt călugări și ar trebui să fie călugări nu doar la modul formal că au primit tunderea monahală ca să devină episcopi, ci să aibă experiența vieții monahale pe care după aceea să o transpună așa încât viața eparhiei pe care ei o conduc să fie cumva ghidată de aceste orientări isihaste, așa cum biserica trăiește dintotdeauna. Pentru asta este nevoie să ne ferim de idoli și de idolatria modernă. Aici ar fi o conferință aparte să spunem ce înseamnă idoli și idolatrie modernă, dar uh, consecințele principale sunt uh, risipirea minții și uh, această risipire și furt al minții, că diavolul asta caută să facă și o reușește foarte bine, uh, mai ales în zilele noastre, să ne fure mintea, să o risipească, să o facă țândre, să nu se poată aduna și orienta curat spre Dumnezeu. Pentru aceea este nevoie de trezvie și întrucât nu avem timp, o să vă rog să căutați tratatul despre trezvie a cuviosului Isihie și tâlcuirea pe care părintele Emilianus Simonopetritul Petritul o dă scrierilor filocalice, în special volumele 1 și 2 din acea colecție de tâlcuiri la filocalie, pe care este, cred că, foarte important să le citească fiecare. De asemenea, asceza și curățirea de patim în conlucrare cu harul primit prin tainele bisericii. Ce să vorbim dacă și după atâtea publicații și atâtea conferințe și acces la atâtea surse patristice, încă ne mai bâlbâim și ne punem întrebarea cât de des și cum ne putem împărtăși o dată de patru ori pe an, la fiecare liturghie, a, nu, asta nu și așa mai departe. Pe de altă parte, laxismul celor care uh, fac lucrul acesta așa dintr-un fel de snobism, fără să înțeleagă esența și fără să se pregătească suficient de serios uh, pentru aceasta. Deci umblăm dintr-o extremă în alta și uh, de multe ori, uh, cum spuneam și aici să-l citez citesc pe Romanidis, care uh, spunea că am transformat credința în religie, deși uh, Hristos nu și-a dorit să facă sau să institui o religie ca alte religii. Uh, acolo unde uh, mergem la slujbă, dar nu ne mai rugăm și nu înțelegem, facem totul așa uh, în încercarea de a respecta un tipic. Spunând anumite cuvinte și formule de parcă ar fi mantre budiste, care trebuie să fie spuse exact așa, dar fără să le înțelegem noi, Ma, fără a trăi și a le pătrunde și a ne lăsa pătrunși de sensul uh, acelor rugăciuni și uh, slujbe bisericești. Uh, până la urmă, consider că nu este totul pierdut. Și trebuie doar să descoperim și să vedem ce ne împlinește pe noi cu adevărat. Și aici vă chem pe toți și mă chem în primul rând pe mine să descoperim măreția, importanța și bogăția rugăciunii lui Isus. Vă aduceți aminte de textul Sfântului Apostol Pavel care spune că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Ce însemna templul în Vechiul Testament și chiar și în Noul Testament? dar mai ales în Vechiul Testament, templul era singurul loc în care se pomenea numele lui Dumnezeu și singurul loc în care se aduceau jertfe. Iată, omul devine templul lui Dumnezeu în măsura în care în inima lui se rostește numele lui Dumnezeu, care atunci se putea rosti doar de către arhiereu o dată pe an în Sfânta Sfintelor, iată, noi devenim și avem posibilitatea de a deveni Sfânta Sfintelor Așa cum pe atunci, în Vechiul Testament, doar un singur loc, Ierusalimul, putea să, să fie. Acum, fiecare dintre noi poate să rostească în mintea și în inima lui acest nume al lui Isus, să sfințească ființa sa și în același timp să se aducă pe sine ca jertfă, să aducă mintea ca jertfă pe altarul Inimii și vă rog să. Luați în serios aceste expresii nu ca fiind niște simple metafore, ci ca fiind realități pe care, dacă ajungem să le lucrăm și să le înțelegem, să le punem în practică, practic, în jurul nostru se schimbă lumea. Noi nu putem să schimbăm lumea decât începând schimbarea cu noi înșine. Acest lucru îl spunea și Sfântul Serafim de Sarov, da? Mântuiește-te pe tine și în jurul tău se vor mântui uh, mii. De multe ori spun aceasta pentru o exemplificare modernă, contemporană, uh, și toți cei care au zburat cu avionul, măcar odată, uh, poate și amintesc că atunci când se prezintă acele instrucțiuni uh, pentru cazurile de urgență, uh, însoțitorii de bord... Fac o precizare foarte interesantă și, la prima vedere, lipsită de logică, mai ales pentru uh, mamele isterice, pentru că acolo se spune că mai întâi tu trebuie să-ți pui masca cu oxigen în caz de depresiune și apoi să o pui copilului. De obicei, mamele nu înțeleg de ce așa și cum și nu vor să respecte această ordine a lucrurilor, dar ea este importantă și singura adevărată nu doar în acel context al măștii de oxigen în avion, ci în toate împrejurările vieții. Mai întâi salvează-te pe tine, recuperează-te pe tine, vindecă-te pe tine însuți, doctore, și apoi totul se va schimba în jur. Și atunci când tineretul, de toate vârstele, dar mai ales tineretul acesta de la vârsta adolescenței și mai ales până la căsătorie, își vor păstra curăția vieții nu se vor întâlni cu plăcerile și stricăciunile și mizeriile acestei vieții, acestui neam desfrânat și păcătos despre care vorbește în Hristos în timpul său, dar cu atât mai mult în zilele noastre putem vorbi și trebuie să vorbim despre asta. Și vom practica rugăciunea lui Isus fiecare atât cât poate și cum poate, cu îndrumarea unui duhovnic și în acord cu tainele bisericii și în relație cu viața generala bisericii, cu pleroma, cu plinătatea bisericii, atunci consider că multe lucruri se vor schimba și vom simți cu adevărat iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, care abia așteaptă să ne răspundă, abia așteaptă să ne iasă în întâmpinare ca și tatăl din Evanghelie, din pilda Fiului Risipitor, care privea de departe și aștepta ca fiul rezipitor să spună mă voi scola și mă voi duce la tatăl meu. Și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Și atât spunând, ridicându-ne, vinindu-ne în fire, practicând această trezvie și mergând spre tatăl, vedem că și tatăl vine în întâmpinarea noastră, ne îmbrățișează și ne arată iubire, fără să ne reproșeze tot ce am făcut noi rău, ci mai degrabă să ne îndemne ca de acum înainte să trăim altfel. Vă mulțumesc foarte mult, în cer iertare pentru acest timp foarte extins de prezentare și acum, eventual, o să-i dau timp și o să-i dau estafeta lui Sergiu sau cine acolo vrea să pună întrebări, deși am și eu aici câteva întrebări trimise prin chat. Mulțumesc mult! Da, Doamne ajută! Vasă, șamblă, foarte interesante, bine documentate, din toate punctele de vedere. Aici, au, între timp, au venit câteva întrebări din sală, dar până a începe etapa întrebărilor, vrem să-i oferim cuvântul Părintele Mihail, care e cu el vrea să vă adreseze în cuvântul din partea noastră. Mulțumesc!

a fost cam lung și ați vorbit despre lucruri mai grele așa pentru comerciile și noastre, dar o, încercăm, o să încercăm să le digerăm pe parcurs și dacă o să mai avem nevoie de anumite informații suplimentare, să le să ne le oferim. Mulțumim mult de curat, Cu plăcere, domnule ajută -mă. Haideți, până mai ridicați mâinile, să citesc aici primele întrebări. Cum putem practica rugăciunea lui Isus în lume, noi care avem familie și o mulțime de griji? Cum putem învăța rugăciunea aceasta negăsind povățuitor experimentat? În ce măsură se pot copii ruga cu rugăciunea lui Isus? Ce sfaturi ați da pentru parohii în a atrage mai mult tinerii la a veni la biserică? Sunt patru întrebări, toate în legătură una cu alta. Să luăm de la un capăt. Desigur, nici nu mă văd eu în stare și în măsură să răspund pe deplin și exhaustiv la aceste întrebări foarte complexe, dar o să încep cu lucrurile simple. Acum câțiva ani în urmă am mers, tocmai veneam din Muntele Atos, trebuia să particip la o conferință despre monahism la Moscova, și am vizitat și câteva mănăstiri de prin preajma Moscovei. Și am vorbit cu unii monași, unele monahii despre rugăciunea lui Isus. Eram și eu cumva încă în acea atmosferă atonită din care, din păcate, foarte repede ieși și greu îți revii. Dar în orice caz am încercat să discut cu unii monahi, cu unele monahii despre rugăciunea lui Isus și am fost pur și simplu șocat de felul în care monahi care au 20-30 de ani de viață monahală răspundeau și abordau acest subiect. Cei mai mulți dintre ei spuneau că noi nu vrem să cădem în înșelare, Asta nu e pentru noi, asta e pentru sfinți, asta o practică nu știu cine, schimonahii. Noi avem ascultarea noastră, trebuie să ne sculăm dimineața, să mergem la nu știu ce pravile, la nu știu ce canoane, după aceea toată, viața, toată ziua tot felul de ascultări, slujiri, seara rupți de oboseală, citim un canon două sau un acatist, o catismă, ne culcăm și iată a doua zi o luăm de la capăt și mergem în continuare tot așa. Și atunci, cumva, mi-am pus întrebarea asta: de ce am ajuns în acest impas, și ce facem cu toate scrierile astea, cu miile de volume despre lucrarea duhovnicească, pe care nici măcar monahii nu le citesc, nu le cunosc și uh, zic ei că se tem de înșelare? Eu consider că cea mai mare înșelare este să nu faci nimic, să nu încerci, temându-te de înșelare. Desigur, toți părinții ne atrag atenția asupra ispitelor, a încercărilor, a diferitelor capcane de avolești. Și tocmai de aceea ne sfătuiesc să ne consultăm cu duhovnicul, să avem un povățuitor, să citim scrierile Sfinților Părinți, să nu ne închipuim noi că am ajuns la nu știu ce stări și așa mai departe. Dar cea mai mare înșelare este să nu faci nimic temându-te de înșelare. Să spui că asta nu este pentru mine. Nu există om chiar și nebotezat care să nu aibă dreptul sau să nu aibă în el motivația de a spune Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă cu atât mai mult cel peste care s-a pus pecetea darului Duhului Sfânt și care este chemat, așa cum spune apostolul Pavel în epistola către Galateni, să strige ava părinte cu un dor nesfârșit. Deci asta trebuie să fie ca o, 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 trăire, cum spunea Grigore, teologul încă, mai deasă decât răsuflarea. De aceea unii părinți ne îndeamnă să combinăm sau să ritmăm rugăciunea lui Isus cu respirația sau cu bătăile inimii pentru a înțelege că așa cum nu putem trăi fără respirație și fără ca inima să se zbată, tot așa nu ar trebui să trăim, pentru că, de fapt, nici nu trăim, ci suntem morți, dacă nu chemăm numele Domnului. Și iată rugăciunea lui Isus, de fapt, este una absolut accesibilă tuturor, chiar dacă există și anumite capcane și anumite. Chiar recent am avut aici o situație cu o creștină căreia i-am recomandat ca în postul mare să citească psaltirea. S-a revoltat. Cum, părinte? Eu nu pot să citesc. Eu știu ce înseamnă asta. Eu nu sunt pentru asta. Ea știe ce înseamnă să citești psaltirea. De fapt, tocmai prin felul în care s-a expus și s-a revoltat la propriu, arăta că habar nu are ce înseamnă să citești psaltirea. Ea a auzit de pe la nu știu ce fel de magicieni cu sau fără haine călugărești pe ei, că psaltirea e o chestie puternică, arde pe draci și așa mai departe, dar nu a înțeles că de fapt este un text biblic, este rugăciunea Sfintei Scripturi pe care orice creștin este obligat în fiecare zi, măcar cât de puțin, sau dacă nu poate în fiecare zi, atunci recuperează cu alte ocazii să o citească. Nu e o chestiune, dacă noi din start ne programăm că, a, o să spun rugăciunea lui Isus sau o să citesc psaltirea ca să-i alung pe draci, crezându-mă pe mine puternic sau în măsură să fac lucrul acesta, desigur ne vom arde pe noi. Pentru că dracii sunt în noi. Și odată cu asta te arzi și pe tine pentru că tu nu te distanțezi de păcat. Nu te desparți de ceea ce este diavolesc. De aceea în taina botezului spune, mă lepăd de satana și de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Dacă tu te lepezi de trufia satanică, de lucrurile lui și asta cu psalmi și cu rugăciunea lui Isus, de a arde acele lucrări, dar nu te vei arde pe tine, că tu te-ai lepădat de ele. Dar dacă tu nu te lepezi de ele, le iubești, le trăiești în continuare, te lești de ele, atunci când cuvintele psalmilor sau Sfânta Împărtășanie va arde acea lucrare a sataniei, trufia satanică că te va arde și pe tine, pentru că tu nu ai încercat în niciun fel să te desparți de ele. Tu te identifici cu ele. Desigur, Ideea poate pare un pic complexă, așa și dar, uh, uh, cum spunea un părinte, nimeni nici n-a spus vreodată că ortodoxie este pentru proști. Adică a fi ortodox asta înseamnă în permanență a lucra asupra ta, asupra cunoașterii lui Dumnezeu, a, a căutării și a, a descoperirii sinelui tău și odată cu asta a descoperirii împărăției lui Dumnezeu care este înăuntru tău. Deci primul punct este să încercăm, să facem atât cât și cum putem. Fie varianta mai lungă, fie varianta mai scurtă a rugăciunii lui Isus. Să încercăm, mai ales dimineața, când mintea este limpede, trează, curată, nebântuită de tot felul de griji și așa mai departe, să Spunem măcar 40, 50 sau 100 de rugăciuni a lui Isus, sau nu neapărat după număr, ci așa cum recomandă Teofan Zăvoruit sau alții, să ne rezervăm un anumit timp, 10, 15 sau jumătate de oră, pentru rugăciunea lui Isus, fără să mă gândesc câte am spus, ci mai degrabă cum le-am spus. Nu să mă preocup de număr și tot felul de pravile și astea, ci să știu că jumătate de oră sau 20 de minute eu le oferă aceste lucrări duhovnicești. Și să vedeți că Dumnezeu este Cel care te ajută. Este foarte, foarte, foarte important să încerci, să începi și apoi El face toate celelalte. Cum putem învăța această rugăciune negăsind povățuitor experimentat? O spune Ignati Brencianinov, citind în primul rând lucrările Sfinților Părinți. Avem uh, duhovnici care și-au scris sfaturile pe care le putem citi și cu care putem intra în comuniune, chiar dacă ei nu mai sunt în viață sau trăiesc la distanțe foarte mari. Vă spun sincer, când citesc scrierile părintelui Emilianos sau părintelui Zaharia, care îmi plac foarte, foarte mult, mai ales cele cu referire la preoție, dar și la viața duhovnicească în general, simt că îmi vorbește, că nu pot să merg acolo la Essex sau... În atos, sau să-l ascult sau să-mi să vorbească. Mai ales dacă a trecut la Domnul. Dar îți vorbește. Dar, bineînțeles, este foarte important și acest criteriu să găsim un părinte căruia să, care să aibă această lucrare. Nu neapărat. Aici trebuie să distingem uh, între duhovnic și spoveditor. S-ar putea ca preotul din parohia ta, el însuși, să fie în căutare și să să nu fie foarte avansată în lucrarea duhovnicească și în rugăciunea lui Isus. La el poți să te spovedești cu această spovedanie uzuală pentru a te împărtăși, pentru a te descărca, cum spunem noi, da, de povara păcatelor, dar din când în când, fie și prin telefon, fie prin scrisoare, așa cum făceau fie Ioan sau mulți alți părinți, fie ascultând lecții sau citind scrierile, adevăratul duhovnic să fie altcineva, cum deseori pentru mulți erau monahi simple, nehirotoniți. Sau cum spunea practic în zilele noastre, în anii 80-90, mitropolitul Antonie Blum și el un isihast în lume care spunea că el mergea și se spovedea la preot sau la un episcop, dar în ceea ce privește rugăciunea lui Isus și alte trăiri duhovnicești, el se consulta cu un mirian care era mai avansat decât ei toți în lucrarea duhovnicească, unul din parohia lui, el fiind mitropolit. Acela era adevăratul duhovnic, nu spoveditor. Nu era nici măcar monah, nu era. Desigur, astea sunt harisme speciale și cazuri rare. Biserica nu ne recomandă să ne aventurăm așa, povățuindu-ne unii pe alții. Totuși există o ierarhie și o harismă în biserică rânduită într-un anume fel. Dar să știți un lucru, că dacă vrem, Dumnezeu nu ne lasă fără povățuire. Și la un anumit timp, într-un anumit loc ne va scoate în față omul potrivit care ne va uh, ajuta să înțelegem ceea ce trebuie să înțelegem atunci. Un alt lucru important e că nu putem să le înțelegem pe toate dintr-o dată. Rugăciunea lui Isus se practică și ajunge la o anumită trăire a ei și înțelegerea ei după zeci de ani. Și mulți din părinții care au scris despre rugăciunea lui Isus au scris la sfârșitul vieții, după ce au practicat-o zeci de ani? Nu putem noi acum, am făcut o săptămână și n-am înțeles nimic. Fă zeci de ani lucrul acesta, că lucrurile serioase se obțin încet cu încet. Nu poți să-ți strici mintea, să-ți o risipești ani de zile cu internet, muzică, reclame care le vezi, munca de zi cu zi, tot felul de prostii și așa mai departe, și dintr-o dată nu mai ai apăsat pe butonul roșu de la telecomandă, ți-ai închis televizorul, ai dat ochii pe spate și crezi că poți să ajungi la, la rugăciunea lui Isus. Nu. Ai nevoie de foarte multă adunare și uh, curățire a minții pentru a o putea practica. Și pentru asta este nevoie de zeci de ani. Și Dumnezeu nu ne lasă. În ce măsură și copiii se pot ruga? Desigur, toată lumea se poate ruga, mai ales copiii care nu pot citi sau obosesc să citească. Mai ales copiii din diaspora care învață la școală o altă limbă, în casă și la biserică ascultă rugăciunile într-o altă limbă. Sunt copiii care, de exemplu aici în Portugalia, e altă situație, clar că în România, în Moldova, dar în Portugalia, în Italia, copiii care nu înțeleg rugăciunea Tatăl nostru, chiar dacă o știu și o spun zilnic. Dar nu înțeleg sensul cuvintelor, pentru că zi de zi, la școală, ei vorbesc o altă limbă. Și atunci trebuie să se roage fiecare în limba, fie că în limba pe care o cunosc mai bine, fie să spună rugăciuni din acestea scurte și înțelese. Doamne miluiește sau Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă, așa încât inima și mintea lor să participe de plin la, Lucrarea rugăciunii. Ce sfaturi ați da pentru parohie în a atrage mai mult tinerii de a veni la biserică? Hristos trage tinerii la biserică și Hristos, în mod deosebit, iubește și îmbrățișează tinerii. Trebuie doar ca să-l facem cunoscut pe Hristos și să înțelegem că doar Hristos îi poate împlini cum spunea Părintele Stăniloae, zice, ce este patima? Patima este dorul după infinit orientat în direcție inversă. Acolo unde nu există de fapt infinit. Nu există niciun alcoolic, de exemplu, sau care să se sature vreodată de băutură. Dar de fapt el caută o săturare, o împlinire numai că nu o caută în direcția care trebuie, trebuia invers să meargă. Nu există niciun bogat, miliardar, milionar care să se sature de bani sau un desfrânat care să se sature de patima lui. Tot vrea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Deci el este într-o căutare a infinitului, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu cel infinit și el are în sine setea asta după ceva mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Numai că o căutăm în lucruri care de fapt tot mai mult ne golesc și uh, fac să privim viața aceasta ca fiind fără sens, dezgustătoare, apăsătoare și nimic nu ne împlinește. Doar Hristos ne poate împlini. Și atunci când descoperim acest lucru și uh, îl propovăduim pe Hristos cu bucurie, cu dragoste, cu entuziasm, cu zel, cu zâmbet, cu ochii sclipitori, cu bucuria că vine postul, nu cu uh, această apăsare, va, iar, șapte săptămâni, vă, leu, ce mă fac? Sau cu ce înlocuiesc, sau mai știu eu. Când venim cu astfel de abordare, desigur, uh, i-am nenorocit pe toți cei care încă n au simțit gustul lui Dumnezeu. David spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. Filip îi spune lui Natanael, vină și vezi. Deci, vină. Come on, vin aici și încearcă. fă experiența aceasta. Altfel nu există nicio soluție. Așa, doar vorbindu-ți de la distanță, căutând surse pe internet, desigur, asta poate fi un început. Dar nu te împlinește. Ci doar îți dă adresa. Dar trebuie să mergi acolo la adresă. Cam asta. Văd o mână ridicată aici. Vă rog cine și ce întrebări are? Să rămână părinte. Doamne Aș dori să vă întreb. Cristiano. Da. Dar dacă... să vă prezentați, că nu pe toți îi cunoaștem de unde sunteți. Eu sunt din România, din de Oradea. Ce da. da, vă ascultăm. Dumneavoastră, vedeți o asemănare între vederea luminii dumnezeiești din ortodoxie și meditația budistă? Personal nu văd nicio legătură decât în ceea ce privește anumite forme exterioare ale pregătirii și a căutării unor trăiri speciale. Dar fundamentul teologic, dogmatic și, mai ales, finalitatea acestor două trăiri. Sunt total, totalmente diferite. În primul rând, în budism, nu este vorba despre un Dumnezeu personal pe care să-l experimentezi, cu care să intre într-o relație. Și, de multe ori, vederea luminii sau anumite experiențe din acestea spirituale, și mai ales contopirea în neant, nirvana și așa mai departe, de multe ori acolo sunt un scop în sine, pe când, în creștinism, și în isihasm, vederea luminii nu este un scop în sine. Ea este o cercetare dumnezeiască, un dar dumnezeiesc care se dă uneori în anumite situații și care sunt o confirmare a prezenței și a iubirii dumnezeiești, dar toți părinții ne îndeamnă să nu căutăm aceste trăiri exterioare, fie că e vorba despre darul lacrimilor, încălzire, vederea luminii sau, mai știu, străpungerea inimii și așa mai departe vederea luminii nu este singura, poate este una dintre cele mai extraordinare. Așa. Deci, și mai ales finalitatea. Finalitatea vederii luminii dumnezești în creștinism este uh, trăirea în Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cuvintele Sfântului Apostol Petru. Doamne, cât de bine este să fim noi aici. Hai să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, Vedeți că s-au uitat pe ei înșiși. Lor nici Colibi nu le trebuia. Ei se preocupau de oaspeții lor, de starea de har care emana cumva din persoana lui Hristos și a celor doi înși. împreună vorbitori. El nu avea nevoie pentru sine de Colibă sau pentru Iacov sau Ioan. Ce bine este să fim aici ca să trăiască mai departe cu o persoană reală și prin acea persoană, de fapt, să aibă experiența întregii Trăimi pentru că norul care era deasupra lui Hristos era uh, o manifestare a Duhului Sfânt, iar glasul din cer era glasul Tatălui. Ori, în uh, budism, nu vorbim despre așa ceva. Acolo, lumina este, de fapt, de multe ori văzută ca o lumină a ta însuți pe care o descoperi prin uh, disocierea și contopirea ta cu un cosmos impersonal și cu, o divinitate care este doar la nivel de iluzie, dar nu de realitate personală cu care eu pot să vorbesc, care mă iubește, pe care pot să o iubesc și așa mai departe. Deci, chiar dacă există anumite metode exterioare sau exerciții în ceea ce privește respirația sau, mai știu eu, concentrarea pe bătăile inimii sau tăcerea, liniștirea sau chiar și o anumită poziție a corpului și așa mai departe, cumva asemănătoare, de fapt, fundamentele și finalitatea sunt totalmente diferite. Apropo, este o teză de doctorat a unui mare profesor, a trecut la Domnul Dumnezeu să-l odihnească, Părintele Părintele Mihail cu o să-mi amintească că atâția ani au trecut de când am terminat facultatea, profesorul nostru de istorie religiilor, care a scris o, tezie, o teză despre uh, părintele Nicolae Chimescu, uh, despre budism și creștinism și trăirea isihasmului Dar părintele Nicolae Chimescu, acum doi ani de zile parcă a trecut la domnul. Un mare profesor care în Germania, acolo unde era un interes foarte mare pentru așa ceva, uh, el a făcut... Uh, Teza aceasta de doctorat care se găsește în Românește despre budism și creștinism, inclusiv din perspectiva aceasta a isihasmului și a trăirilor spirituale. Da, vă rog. Bună seara! Bună seara, părinte Mircea și fost coleg de suferință! <laughs> da era cât pe ce să dobădim rugăciunea neptică acolo. Da. La facultate. Bine v-am găsit. Apropo, găsit. avem mai mulți foști studenți care da. ascultă. Unii stau ascunși în, în starea de rugăciune, bineînțeles, în Divina Sihie și alții și arată chipul și Părintele Mihail. Da, părinte, vă rog, dacă doriți să completați sau să corectați anumite lucruri, v-aș fi recunoscător. Aș vrea să... M-am bucurat foarte mult de această comuniune în Duh, chiar dacă e de la distanță așa de mare, în inime distanțele sunt foarte mici. Se produc foarte multe scurt circuite duhovicești când ascultăm asemenea comunicări în pline de har. Nu vreau să fac mai departe un laudațiu. S-a vorbit despre practica uh, Isihai rugăciunii lui Isus în societatea noastră postmodernă. Am cunoscut, alături uh, Dumnezeu, de-a lungul timpului, destul de mulți practicanți ai rugăciunii lui Isus care au, uh, au ieșit din închisorile comuniste unde rugăciunea filocalică a fost practicată până la nivel de martiriu, de mucenicii. Și, practic, mucenicia lor s-a întreținut și a ajuns mucenicii tocmai pentru practicarea rugăciunii lui Isus, pentru, rugăciune, pentru asceza aceasta a pomenirii de asta numele Mântuitorului. Și aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o paranteză istorică. Ați menționat foarte bine, dar un detaliu pentru uh, introducerea rugăciunii lui Isus sau renașterea filocalică în spațiul românesc, mi aș vrea să-l să dezvolt cu privire la cine, cum a evoluat puțin uh, renașterea filocalică în România. S-a vorbit sigur de Părintele Dumitru Staniloae, de rugul aprins, dar sunt cercetări noi și ar fi foarte bine să le, să le adâncim, să le cunoaștem întâi, apoi să le adâncim, să le dezvoltăm în practica noastră și să le dărem și altora. Aici mă opresc asupra acelei triade, Michifor Crainic, Părintele Arseni Boca și Dumitru Staniloae. Uh, în 1922 era gata, bună de tipar, filocalia de la Prodromu. În spațiul românesc, până atunci, nu se tipărise în limba română, în 1920, în perioada interbelică, filocalia. Exista practica, paisianismul, Vasile la Păiana Măru, Mărului, Sfântul Calin la Cernica, Gheorghe de la Cernica, așa mai departe, secolul XIX, -lea cu modernitatea aceea foarte dură, secularizantă din timpul CUZA, era doar prin mănăstiri câțiva practicanți. Sigur, mă, nu mă îndoiesc că au fost și la mireni, că mergeau la mănăstiri, erau perenari, erau trăitori, dar în, în, în partea cultă, în cultura filocalică, în cultura academică, nu exista așa ceva. Primul și cel din tâi, repet, care a avut această inițiativă, este Nichifor Cainic. Am aici, dacă îmi permiteți, câteva... Profesor befele. la Chișinău, mai întâi. Mi-ați mi citit gândul, că rugăciune. <laughs> uh, am terminat Facultatea de Teologie de la Chișinău, unde a, a ținut primul curs de mistică. Și tot la, la, tot la Chișinău, la. Cicerone Iordăchescu traducea pentru prima dată într-un limbaj academic pe Dionis da. Pagitu cu numele divine și așa mai departe. Da. 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 Și da, facultatea s-a datorat uh, ministrului și marului profesor de filozofie, Ioan Petrovici, care a dat semnătura pentru temerea acestei facultăți. El se cunoștea foarte bine cu Nichifor Krainic, Era ardeleni. Nichifor Krainic se întâmplă, a fost observat din timpul seminarului teologic, că avea foarte mari posibilități, capacități intelectuale și dăruirii pentru, pentru uh, studiul ortodox și a fost uh, ajutat de Lucian Blaga și a fost trimis cu o bursă la Viena. În Viena a observat pe tarabe în anticariate, a descoperit uh, o carte a lui Hugo Ball despre Bizanțul creștin. Și acolo a găsit informații despre, știm, uh, rugăciunea lui Isus, renașterea filocalică nu foarte mult, nu și-a încheiat studiile definitiv la Viena. A cercetat în spațiu teologic cum s-ar putea ca în școala românească de teologie să aibă loc o, o întoarcere la părinți, la patrologie, la patristică. Și n-a pregăsit într-o primă fază aderenți în spațiu teologic în, la profesor universitar nici în sinod Abia se întemeiase apoi, nu, sau întâi, în 26 la Chișinău, în de teologie, a încercat acolo uh, și a obținut pre... Prim... A avut șansa aceasta să propună, să propună Nicolae Bălan, s-a întâlnit cu Părintele Stăniloae care l-a admirat pe Nichifor Crainic și Părintele Dumnezeu Stăniloae se, se deja cu părinții de Boca și împreună ascultau cursurile lui Nichifor Crainic. Nichifor Crainic, cu aceștia trei, la, adică toți trei, s-au gândit să-l trimite pe părinții de la în Muntele Atos. Unde adică a adică a manuscrisele, da. Manuscrisele și așa s-a declanșat în chip practic renașterea sau că traducerea uh, lui Dumitru Stăniloae. Primele patru volume au fost împreună, cei doi, și ultima corectură, corectură academică, literară, punerea într-o într într plasmă culturală savante, s-a datorat lui Nichifor în 1944, care a retras deja, urmări de uh, Securitatea Comunistă, undeva în, în Ardeal, și acolo a făcut ultima corectură și a dat bun de tipar. Am încheiat paranteza istorică. Suntem în, în bragul comunismului, ați menționat deja, 44-47. Am cunoscut persoane care au ieșit din temnițele comuniste, care mi-au mărturisit, unul nu mai trăiește. Este domnul Marin Răduc, care are aproape 100 de ani, de la Iași, care în 1946, cu un grup de deținuți foarte tineri, au plecat din colonia de la Galda, de lângă Alba Iulia, s-au dus la părintele Asenie Boca, și-au luat câteva pagini de filocalie, au stat pe lângă dânsul, au practicat rugăciunea lui Isus, au revenit în închisoare, după aceea s-a năspit regimul, a căzut uh, uh, regele Mihai, a sfârșit tot regimul și încet, încet, în spațiu concentraționar, în spațiu carceral, s-au format grupuri de rugăciune isihastă, studiind filocaliile, aduse pagine de dânsi și în întemniță, grupurile Părintele Asenii Papacioc, Mar Mar Marina Idim, Traian Trifan, Virgil Maxim, foarte multe grupuri. Aceasta a fost o filieră. Nu durează mult, este arestat și Părintele Dumitru Tăniloae și Nichifor Crainic. E acești, acești întemeitori cu titlul ai filocaliei, nu numai că au scris și s-au rugat înainte de a fi închiși, dar au dus în universitățile Aiudului, în Gherla, de la Pitești, la canal, în tot spațiul concentraționar, uh, au dus practica rugăciunii lui Isus în temnițele acestea, mai apoi au venit și mișca, membrii rugului aprins în închisoarele acelea și iată că spațiul carceral românesc a cunoscut o înflorire duhovnicească, o renaștere filocalică, de s-a îmbinat practica monahală, practica palamită cu martiriul, mucenicia. Este un caz excepțional în secolul al XX-lea, cineva care poate să se ocupe un tânăr, poate să facă numai lucrări de doctorat, poate să-și facă, adică poate dobândi iluminare și îndumnezeire, așa, și ajungem în, nu numai, au ieșit din închisori, unde au mărturisit și Părintele Justin Părul foarte mult, pe care i am cunoscut, Părintele Dumnezeu Stăinului acolo l-am trăit pe Iisus. Tângeau după o celulă, tângeau după, uh, după atmosfera extraordinară, pustia închisorilor, pe spațiul acela, după, și au dus-o în mănăstiri mai departe, la, în părinții de Creopă, în mănăstirile din România, s-a practicat rugăciunea lui Isus. Uh, deja se publicau următoarele volume din Felocalie, după 1964, uh, intelectual din jurul părinților loialni, Nichifor Crainic, al trăitorilor au preluat filocaliile și ei în lumea mirenească, în plin regim totalitar și s-a dezvoltat. Așadar, practica renașterea filocalică, renașterea isihastă și ne găsim, iată, ajungem în 1989, cum deja ați menționat, până în, în anii 90 au cunoscut o înflorire monahală, dar și o înflorire filocalică în mediul Ascor din România. Se citeau, se cumpărau filocalii Tinerii, erau tângeau, tângeau după Dumnezeu să nu mai fie ignoranță, ați menționat foarte bine. Ignoranța, a spus Sfinții Părinți, între trei capete a balaurilor neștiința și uitarea. Ignoranța este și prima. Și timp, până în 2000 s-au umplut mănăstirile cu, cu oameni care sunt promotori, trăitori, purtători, a renașterii filocalice. Uh, și ne întrebăm, acum, uh, ce poate da printre altele în atmosfera postmodernă, între ziduri, telefonie, digitalizare, uh, acești cavaleri ai postmodernizării, ce poate da ortodoxia bun? ce poate da uh, renașterea filocalică, ce poate da isihia, cum putem practica, tătate? ce poate da lumea ortodoxia? Uh, poate o regenerare și o reorientare mentalităților înspre mintea lui Hristos. Este mintea lui Hristos ce răstignit și înviat, iar aceasta este taina și scăparea lumii, zic eu, la îndemâna trăitorilor simpli a tuturor și a tinilor, a gânditorilor bisericii, este taina tradusă în tema noastră cu renașterea filocalică, pentru că, așa, altfel spus, împlinirea omului prin spiritualitate și cultura Duhului. Mulțumim, părinte, și încheiem cu această expresie frumoasă și a părintelui Rafael Noica cu cultura Duhului. Eu chiar vă mulțumesc pentru această paranteză. Nu am vrut să lungesc foarte mult discursul, că mai ales că acolo sunteți pe alt fus orar, eu încă am timp aici. Desigur, ați spomenit despre cavalerii postmodernismului. Este nevoie de. O autocritică importantă și o subțiere a minții și a căutărilor este nevoie să învățăm acest exercițiu al abstinenței de la ceea ce este permis. Pentru că dacă nu ne abținem de la ceea ce este permis, ajungem să facem și ceea ce este interzis. Și tocmai asta este pozitivismul ascezii. Că ne abținem de la ceea ce este permis. Și apoi, desigur, toate astea să nu le lăsăm așa doar pe seama noastră, că este Dumnezeu care abia așteaptă să ne ajute, dar trebuie să strigăm. Dăm ultima întrebare celor de la Centrul Social Misionar de la Chișinău, care au și organizat această întâlnire și poate pe alocuri au fost nedreptățiți că nu li s-a dat suficient timp, mai ales că Acolo, într-o singură sală, sunt mai mulți tineri care ne ascultă și unii așteaptă să plece la distanțe mai mari de Chișinău și deci deja este târziu. Ultima întrebare de la Chișinău și cu asta încheiem. Părinte, în general, întrebările care au fost adresate s-au oferit răspunsuri. Vrem doar, în concluzie, ca să ne oferiți câteva sfaturi legat de ce ține de activitatea social-filantropică a bisericii, pentru că majoritatea tinerilor prezenți aici sunt voluntari ai centrului misionar. Și dacă puteți să ne spuneți până unde ar, am putea noi prezenta activitatea bisericii, pentru că mulți critică că biserica nu ar trebui să fie prezentă, biserica nu este nevoie să-și prezinte activitățile. În timp ce alții critică Biserica pentru absență din societate, pentru că Biserica nu este de folos, Biserica nu aduce nimic bun. Și dacă comparăm cu aceste timpuri pe care le trăim astăzi, când modernismul este în ploare. Cumva am anticipat întrebarea asta din partea voastră și. Chiar m-am gândit la ea, înțelegând uh, foarte bine sensibilitatea și buna voastră intenție de a face lucruri bune și frumoase. Și din când în când le mai observ și eu, chiar dacă suntem de la distanță acum, în contextul în care uh, până și episcopii au ajuns să-și pozeze fiecare etapă a liturgiei, vezi, cum vin în rasă, cum se îmbracă, cum își schimbă omoforul, cum nu mai știu eu ce fac, desigur ai ocazia să vezi și lucrurile mai mari care se întâmplă. O să spun așa cum văd eu lucrurile. Foarte bine ai observat că unii spun așa, alții spun invers. De fapt, pe noi, într-o măsură mult mai mică, ar trebui să ne intereseze ce spune lumea despre biserică și mai ales lumea care nu este implicată. Nu trebuie să ne explice cei care nu se implică. Pot să explice doar cei care se implică. Deci, când cineva îți explică, spune nu-i nu explica, implică -te. De multe ori oamenii din lume ar vrea ca biserica să acționeze, să funcționeze și să răspundă după principiile lor lumești. Și principiile astea lumești le vedem foarte mult, mai ales în campaniile electorale. Când oamenii de 30 de ani, anumiți conducători, ne fură de nerup, și, din când în când, se arată ca mari salvatori și doritori de a ne ajuta. Desigur, este o discrepanță mare între cei ce fac ei în campanie electorală și în restul timpului. Biserica nu funcționează după principiile astea. Și avem principiul evanghelic: cei ce face stânga să nu știe dreapta. Desigur, uneori mărturisim și prin faptul că. Din când în când putem prezenta anumite rapoarte. Sau avem un centru social sau un orfelinat sau un centru pentru bătrâni și așa mai departe, pe care scrie că aparține Bisericii Ortodoxe din Moldova sau Bisericii Ortodoxe Române sau mai știu eu, afilierea aceasta canonică și duhovnicească este acolo menționată. Și cine vrea, caută și găsește. Cine nu vrea, poate să stea clădirea. În fața lui, să arate în toată ziua la televizor activitățile bisericii, și el oricum de acolo va vedea doar știrile care îi convin lui și va spune că, a, uite, plătesc ca să arate, ca să îi promoveze, ca nu știu ce. Deci, eu cred că noi nu trebuie să intrăm în logica lumii ca să facem ceva pentru a arăta. Dacă suntem surprinși cu camerele, sau cineva vrea să facă un subiect și bine ar fi să avem jurnaliști, ziariști, oameni în televiziune, care ei să vrea să reflecte lucrul acesta, nu să-i chemăm noi și să le plătim ca să mă arate pe mine cum eu fac milostenie, ci ei să înțeleagă că lumea s-a săturat de nebunie, de crime, de furturi, de nu știu ce, și la aceeași televiziune trebuie să mai arătăm și lucruri bune, atunci, desigur, noi vom fi scutiți pentru că nu noi i-am chemat și n-am umblat ca și politicienii cu camera după noi ca să arate cum fac un bine sau altul. Eu cunosc ierarhi și preoți și starezi de mănăstiri și laici, care, mai ales în această perioadă de pandemie, dar și înainte de asta, au făcut asistență socială la o scară de zeci sau de sute de ori mai mare decât cea care o arată unii la televizor. Și nimeni nu știe. Dumnezeu îi știe. Și ce am observat? Că în viața acelor oameni, fie că sunt clerici, fie că sunt mireni, altfel lucrează și harul rugăciunii, altfel le sclipesc cu ochii, altfel merge și liturgia, și nu își dau nicio importanță, cumva. Tocmai pentru că au înțeles că nu-i cazul să răspundem și să ne intereseze foarte mult lătratul lumii. Pentru că, oricât de mult am încercat să răspundem sau să arătăm că și noi facem ceva, noi nu suntem pasivi, uite, facem nu știu ce. Fie suntem arătați cu degetul că, uite, s-a găsit și Maica Tereza în Biserica Ortodoxă, fie că toate astea, zice, sunt de fapt niște încercări de a stupa ochii, de a măguli, de a spăla niște bani și așa mai departe, pentru că asta este mentalitatea lor, așa procedează ei, așa fac ei. Marele corporații din lume care sponsorizează campionate de fotbal sau mai știu eu ce altceva. De ce fac toate lucrurile astea? Pentru a scăpa de impozite. Nu pentru că îi interesează pe ei modul sănătos de viață. Că dacă i-ar interesa modul sănătos de viață, nu ne-ar otrăvi cu Coca-Cola. Sau cu McDonald's sau cum mai știu eu ce altceva. Pe ei interesează să scape de impozite și tot ei își fac legile în așa fel încât prin tot felul de mijloace din acestea pseudo-filantropice, și cel mai mare filantrop, noi îl știm că este Bill Gates în zilele noastre, cel mai mare filantrop, așa este prezentat la toate canalele de televiziune, marele filantrop, deci filantropii ăștia, ei au modul lor de a acționa. Noi avem modul evanghelic, modul lui Hristos modul Sfântul Apostol Pavel, care strângea ajutoare pentru comunitatea din Ierusalim, uneori era foarte aspru cu cei din Corint, pe care îi mustra și spunea că voi nu sunteți ca cei din Filipi sau din Tesalonic, și așa mai departe, dar în același timp nu făceau și nu cădeau în plasa și în logica lumii acestea pe care niciodată nu o vei putea satisface. Niciodată nu vom putea uh, lămuri și convinge de ceva, pentru că ei nu caută convingeri. Ei nu caută să vadă faptele noastre. Dacă ei nu au fost capabili să vadă învățătura și faptele lui Hristos, nu au fost capabili să vadă viețile sfinților și a celor care, cum spunea și părintele Mircea, uh, au murit în pușcării, a a celor bătrânele care fără să se remarce, au ținut bisericile deschise, și icoanele ascunse în perioada comunismului, dacă ei n-au văzut asta, atunci, desigur, nu îi vom convinge noi cu nu știu ce fel de manifestări. Desigur, trebuie să le facem și trebuie să ne încurajăm să le facem și să așteptăm ca Dumnezeu să le descopere. S-ar putea să nu fie descoperite în viața noastră, s-ar putea să nu fie descoperite în zilele noastre, ci noi să mergem după alte principii, să încercăm să vedem chipul lui Hristos în Cel căruia îi dăm și dându-i lui, să înțelegem că îi dăm lui Hristos, iar Hristos ne întoarce nouă și în felul acesta, ca și cum ne-am dat nouă înșine. Dar anumite rapoarte generale, anumite manifestări generale, eu cred că trebuie manifestate, dar fără a le promova foarte mult pe Facebook și cine vrea intră pe site-ul asociației sau a mitropoliei sau uh, un alt site oficial și vede acolo în general cu ce ne ocupăm. Dar uh, personal am căzut și eu poate în această logică omenească și slavă Domnului că repede am ieșit și când am fost solicitat de foarte multe ori, ca de aici, din Portugalia, ei crezând, cei de acolo, că aici sunt mult mai mulți bani, bine, poate și sunt mai mulți bani, dar nu atât cât în alte țări ale Europei, am fost solicitat să ajutăm. Slavă Domnului, am ajutat, o spun asta în cercul nostru restrâns, dar niciodată n-am afișat lucrurile astea și am simțit mai mult pace și bucurie și răsplată din partea lui Dumnezeu. Cred că e mai bine așa să acționăm. Bine, atunci cântați cu vine să cu adevărat sau ceva și da, încheiem cu ajutorul asta. lui Dumnezeu. da. în suflet pentru dragostea și jertfa care ați depus-o ca să faceți această prezentare deosebită pentru noi, sperăm că vom avea cu toții folos în urma acestei întâlniri. Noi ținem să vă așteptăm chiar și în mod fizic aici, în mijlocul nostru, când v-a îngăduit Dumnezeu ca să reveniți cu bine în țară și să dea Domnul să ne bucurăm față către față. Până da. atunci... ne da, ajută! Să vă Mulțumesc și o seară bună și un post binecuvântat în continuare și să ajungem cu bine la Sfânta Înviere! Mulțumesc.

și Fiul și Sfântul lui acum și porul și în vechi vechilor. Amin. Doamnele noiesc, Doamnele noiesc, Doamnele noiesc, Doamnele noiesc, doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, în numele Domnului, prea cu doar și părinte de Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu o să de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și te mântuiește pe noi. Amin. Amin. Mulțumesc și îmi cer iertare că am fost prea lung și poate pe locuri neînțeles. Amin. Puteți Amin. în privat sau prin alte căi să mă întrebați și să concretizați ceea ce poate nu a fost suficient de clar acum. Doamne ajută, noapte bună! Doamna Părinte, Doamne ajută, mulțumim! Noapte bună!